La trebuie să deschidem lucrările ședinței. Ați fost comunicat, ați fost convocați în ședință ordinară, în dispoziția primarului numărul 2, 3-1-2020. Mii de scuze, ce? Dau cuvântul domnului primar pentru aceste ordinare. Mai întâi vă spun bun venit, doamnelor și domnilor consilieri. Stimați invitați, mă știu mai bine așa, mă bucur cu adevărată armată de colaboratori aici. În primul rând, în asentimentul dumneavoastră, vreau să spun bun venit, doamne care oficiază protocolul de imagine. O să prezint pe cei care sunt aici ca să susțină și să contribuie la informarea deliberativului și implicit al dezbaterilor. Fac datoria, în primul rând, față de colegii din aparatul de execuție. Au punerea să pare la un moment dat. O să încep cu cei mai apropiați, doamna Rodica Borșuc, care va prezenta o informare referitor la completarea registrului agricol. Domnul Stângul Vătri mai este detașat, dar nu este implicat de rest. Cel care centrează și gerează care este reprezentant al compartimentului de urbanism, doamna Scutaru, împreună cu doamna Maria Burlac, de aici, până la urmă, va prezenta două materiale, după câte îmi amintesc, un raport privind activitatea de centru social și o informare privind activitatea asistentului personal. Doamna Viorica Tomă, care scrie, tace și scrie, doamna. Procesul verbal la ședință, domnul inginer Mocanu, care își face de lucru, în continuare, ține filmat. Domnul ca pe mine, adică Constantin Andruș, care este șeful serviciului voluntar pentru situațiile urgente, va prezenta un raport anual. Doamna jurist Iftinca, doamna Sorina Pușcașu, bibliotecară cu două materiale. Pentru a întregi ordinea de zi, o să o reamintesc pentru a fi acceptată de dumneavoastră conform uzantelor. Deci avem la ședința ordinară de astăzi, la primul punct, un proiect de hotărâre privind indexarea chiriilor și a revenților la imobile închiriate și concesionate, aparținând Oatei Bogdanești, inițiator subsemnat. Punctul al doilea, tot un proiect de hotărâre privind aprobarea numărului de asistent personal pentru persoane cu handicap pentru anul 2020, inițiator subsemnatul. Punctul 3, un proiect de hotărâre privind aprobarea planului pentru lucrările de interes local care vor fi executate în anul 2020, beneficiare venitului minim garantat, inițiator domnul consilier Grigore, viceprimarul comunei. Punctul 4, un proiect de hotărâre privind aprobarea tarifelor modificate pentru SCE Costul, ESA, inițiator domnul Grigore. La punctul al 5-lea avem o informare cu privire la activitatea de asistență și protecție socială la nivel OAT Bogdănești pentru anul trecut. Prezintă doamna Scutaru Lămâiță Elvira, consilier superior. Punctul al 6-lea propunem un raport cu privire la activitatea desfășurată de asistență personală pentru persoane cu handicap pe semestrul al 2-lea anul trecut. Prezintă doamna Scutară. Punctul 7-lea, un raport privind activitatea desfășurată de serviciu voluntar pentru situații de urgență în 2019, prezintă, așa cum am și anunțat, de fapt, domnul Andrușcu Constantin, șef serviciu voluntar pentru situații de urgență. Punctul 8-lea, propune o informare cu privire la datele de completare a datelor în registru agricol pentru semestrul 2019, prezintă, am anunțat deja, doamna Borșuc. Punctul al 9-lea,
Vă propunem un raport privind activitatea desfășurată la Biblioteca Comunală în Bogdănesc în anul 2019, prezentă doamna Păscoasă Cărână, bibliotecară. Al 10-lea punct, propunem un proiect de hotărâre privind aprobarea planului de activități care se vor desfășura la Biblioteca Comunală Bogdănesc pentru anul curent 2020, inițiator Comisia de Specialitate numărul 2. Și ultimul este cu tuma noastră, solicitarea adresată Consiliul Local Bogdănești. Supun la vot ordinea de zi anunțată. Mai este, dacă îmi permite, mai este un punct, nu știu de unde anul ăsta, punctul și proiect de hotărâre privind organizarea rețelei de școlarizare. Noi avem 12, și mai așa spune. Păi la Viorica am luat un birou mai vechi, un proiect. În total sunt 12. Proiect de ordinea de zi, eu vă dau dreptate, dar n-am găsit o aia. Nu-i problema, dar zic că să le supunem pe toate, ca să le da. S-a mult scrisă pe urmă. Adagio prezentat de domnul consilierul Vlad, sunt la vot ordinea de zi, cine este pentru? Mulțumesc pentru unanimitate. Acum nu rămâne decât să dau ștafeta domnului președinte de ședință Ion Stanțe. Doamnelor și domnilor, consiliul de astăzi e format din 11 consilieri și 10 prezenți, surdi. Trecem la punctul 1. Privind proiect de hotărâre privind procesul verbal. Înainte să punem la vot procesul verbal. Doamna Finca. Să punem la vot procesul verbal din ședința trecută. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Deci nu mă amintesc. Trecem la punctul 1. Proiect de hotărâre privind indexarea chiriilor și a edeventelor în la imobilele închiriate și concesionate aparținând UATB Bogdănești, județul Bacău. Inițiator domnul primar. Domnul primar, aveți cuvântul. Da, mulțumesc. Aș începe cu câteva considerații despre semnificatele deliberărilor de azi. După cum vedeți, avem informări, avem niște rapoarte, avem indexări. Asta m-a dus cu gândul la semnificația principală a deliberărilor de astăzi, și anume încă suntem în faza de evaluare a activității administrației locale prin instituțiile, cele două instituții care le reprezentăm aici, instituția Consiliului Local, autoritate deliberativă, subsemnatul care am onoarea să conduc aparatul de execuție din primăria Bogdănești. Cu indexarea ne-am mai întâlnit la o precedentă deliberare când am aprobat taxele și impozitele pentru anul fiscal, pentru exercițiul bugetar în curs. Atunci era vorba de indexarea taxelor și impozitelor. De data aceasta facem același lucru, deci un fel de activitate de reglaj a mecanismului economico-financiar, mai precis de colectarea veniturilor. În această zonă, să spunem, adiacentă taxelor și impozitelor, de data aceasta este vorba de chiriile pe care noi le avem încheiate cu diferiți comerciari. Deci închiriem bunuri care aparțin domeniului public sau privat, cât și în raport de concesionare. Nu facem decât să aducem lucrurile la zi, pentru că
inflația scade valoarea bunurilor și conform prevederilor legale avem posibilitatea și obligația, avem dreptul la urma urmei, pentru că e vorba de bunurile care aparțin administrației locale, să aducem valorile la, la zi. Dumneavoastră ați avut materialul propus pentru deliberare de astăzi în studiul, deci pentru luare la cunoștință, pentru elaborarea unui aviz, așa că nu mai rămâne decât să dau citire proiectul de hotărâre propus pentru deliberare. Deci este vorba de un proiect de hotărâre, așa cum am anunțat, privind indexarea curată a inflației a nivelului chiriilor și a redevenței la imobilele închiriate și concesionate pentru anul fiscal 2020. Avem la primul articol propunerea să se aprobe pentru anul 2020, începând cu data de 1.1.2020, indexarea chiriilor și a redevenței în conformitate rata de inflație de 4,6%. La imobile aparținând oate bogdănești, închiriate sau concesionate unor societăți comerciale și persoane fizice, după cum urmează. Și aici este interesant, în tabelul aferent primului articol, am reamintit, deci putem identifica și reaminti publicului aceste imobile care sunt proprietatea publică sau privată a OAT și care fac obiectul indexării. Avem la dispensarul uman, deci e vorba de clădire propriu-zise cu spațiile aferente. Beneficiarul chiriei fiind de 10 ani vechi. Deci spațiul unde funcționează medicul de familie, deci știm și farmacia, la punctul al doilea figurează, New Pharma, apoi la punctul al treilea, care ține de domeniul public, o, o suprafață de teren de 40 de metri pătrați, un SECE Atelier Mob Design. Punctul al patrulea, o suprafață de 14 metri, este vorba de suprafață ocupată de containerul care aparține SECE Telecom Communication. Nu ne pleacă toată ramificația pentru telefoanele fixe din comuna noastră. La punctul al cincilea, un pășun, o figurează pășune în domeniul privat, suprafață de 42,75 de hectare. Beneficiar sau utilizator, persoana fizică, mediterul Cătălin Constantin și pășun în domeniul privat, suprafața de 19,79 hectare, închiriată pentru persoana fizică, mediterul Gheorghe. Articolul al doilea înseamnă că după aprobare, doamna Iftin Calină, consilier juridic, va aduce la îndeplinire hotărârea. Deci, poate cuvinte, va proceda din punct de vedere tehnic la actualizare și la colectarea veniturilor. Articolul al treilea, care este ultimul, după aprobarea hotărârea, va fi comunicată de către secretarul general al Comunei, domnul Înțeleu Vasile, primarul Comunei Bogdănești, compartimentului financiar contabilitate, doamne Iftin Calină, beneficiarilor nominalizate la articolul 1 și instituție prefectului județul Bacău. De dacă mai doriți completări de natură informativă, cei care desfășurăm activitatea în primărie de regie, o să încercăm să furnizăm și alte informații solicitate. Încă o dată, domnul președinte, aveți materială? Da. Proiect de la comisia numărul 1.
Se supune la vot? Nu. Doamne și domnule consilier, stimați invitați, Comisia numărul 1 economică a studiat acest proiect de hotărâre și a dat aviz favorabil acest proiect. Vă mulțumesc. Se supune la vot. Cine este pentru, cine votează? Ne-am mai întâlnit acum, mai întâi, la propunerea executivului, să mai aprobat în mod personal. De fiecare dată, este o formulă pe care o ziceam întotdeauna, să spunem că este adecvată. Deci, adică, nu reușești să ajuți oamenii așa cum ți-ai dori, poate fi încadrată și la această perspectivă de natură religioasă, din păcat. Este vorba de activitate de asistență socială, în cadrul administrației locale din comunitate. Și spuneam că expresia aceasta este cauzată de insuficiența veniturilor, insuficiența fondurilor la care cei aflați în dificultate sunt îndreptățiți. Știți că legea oferă o dublă deschidere în această privință. Ajuți, pornind de la principiu că ajuți după cât bani ai la bugetul local. Legislația sectorială prevede într-adevăr posibilitatea de a angaja pentru toți, de fapt, dar pentru cazurile mai grave, aceasta este conduita la care suntem obligați datorită insuficienței fondurilor la bugetul local. În cazurile mai complicate, ca și funcționalitate a bugetului, noi am aprobat postul de asistență personal. Contract de muncă pe durată determinată în fiecare an. De ce va trebui să reluăm această procedură la început de an? Și pentru cei care nu sunt într-o maximă dificultate, spuneam, din cauza fondurilor limitate, plătim indemnizații. Făceam remarca că ne-am mai întâlnit undeva, cred că prin noiembrie, când am aprobat al patrulea post de asistent personal. Nesurvenind modificări de natura situației, dificultăților sau, dacă vreți, statistică, alte evenimente care să ne determină să mai aprobăm un post de asistent în plus, practic propunerea executivului venită și de la compartiment printr-un referat întocmit de doamna Scudaru, asistată de doamna Bolacu, am rămas la aceeași propunere. Cunoașteți cele patru cadre. Vă să încerc să reamintesc propunerea pentru deliberarea de astăzi. Deci, proiect de hotărâre privind aprobarea numărului de asistent personal pentru persoane cu handicap pe anul 2020. La primul articol, propun să se aprobe pentru anul 2020 un număr de 4 posturi de asistent personal pentru persoane cu handicap. Articolul al doilea, după aprobare, doamna Răcăuțeanu Romina, consilier, și doamna Scutarul
În intervierea consilierea neapăratul de specialitate al primarului vor duce la îndeplinirea hotărârii. Al treilea, după aprobare, hotărârea va fi comunicată de către secretarul general al Comunei, domnul Geo Vasile, primarul Comunei Bogdănești, compartimentul financiar contabilitate, doamne Cucaru, Rămâiță și Elvira și instituții prefecțiului județului Bacău. Făceam la un moment dat caz de principiu transparenței. Referatul într-o mine de doamna Cutaro. Există această propunere. Eu o rog ca să ne ajuteți, mă rog să mă ajuteți să reamintească care sunt cele patru propuneri. Știu, două în familia Brăni. Dascălul Resmeriță, la Bișoara Trecuța, pentru băiat și cu Ghindăoanu Teofilia pentru Dar are cazul Ghindăoanu a fost ultimul pe care l-am aprobat. Deocamdată atât. Se supune la vot. Comisia numărul 1 avea cum. Oameni și doamne consilieri, stimați invitați, Comisia numărul 1 economic a studiat acest proiect de hotărâre și a dat aviz favorabil acestui proiect. Vă mulțumesc. Se supune la vot. Cine este pentru? Cine se abține? Cine îmi pot îmi mulțumesc? La unitate. S-a votat. Domnul președinte, o mică observație, dacă îmi permiteți. De-aia supune la vot, poate cineva vrea să mai discute, să obiecteze, să treceți pe un capitol din ordinea de zi. Dar poate discuta, da, s-a votat, nu e problemă. Dacă s-a votat, gata, e aprobat și nu mai au rost discuții. Da, sigur, prin luare de cuvânt, nu faceți altceva să mergem până la capăt. Cu adevărul lucrul și poate oferi sugestii pentru cei din primărie, dacă puteți să faceți mai mulți bani în domeniul ăsta, o să mai bine, dar asta nu se pare chiar imposibil. Mulțumesc. Trecem la punctul 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea planului pentru lucrările de întreținere. Interes local care vor fi efectuate în anul 2020 de beneficiarii venitului minim garantat, inițiator Consiliul consilier Grigore Gheorghe. Aveți cuvântul doamnă. Doamnă și domnul consilier, că m-ați invitat, ați avut la mapă proiectul de hotărâre. Trecem la propunere. Articolul 1. Aprobarea planului pentru lucrările de interes local care vor fi executate în anul 2020 de către beneficiarii legii numărul 416/2001 privind venitul minim garantat conform anexei care face parte integrantă din prezentul proiect de hotărâre. Articolul 2. După aprobare, hotărârea va fi dusă la îndeplinire de către domnul Grigore Gheorghe, viceprimarul Comunei Bogdănești, doamna Scutaru Lămâița Elvira, consilier probleme sociale din aparatul de specialitate al primarului Comunei Bogdănești. La articolul 3. După aprobare, hotărârea va fi comunicată de către secretarul general al Comunei, domnul Lonceoiu Vasile, domnului Andrușca Nicolae, primarul Comunei Bogdănești, domnul Grigore Gheorghe, viceprimar, doamna Scutaru Lămâița Elvira, consilier și instituții prefectului județului Bacău. Vă mulțumesc. Avem la mapă planul pentru lucrările cu cei de la 416. Avem expunerea de motive care ați avut-o la dosar, referatul doamnei Toma Fiorica, avizul doamnei consilier juridic și raportul de activitate. Vă mulțumesc pentru atenție. Comisia numărul 1. 2. Comisia numărul 2 dă
Avizul favorabil. Avizul favorabil. Da. Comisia numărul 2 a document. Avizat favorabil. Aș vrea să dacă se poate, domnul consilier Grigore, să ne spună care este lista cu cei care mai beneficiază de această venit garantat. Cred că îmi găsește domnul viceprimar lista cu cei care trebuie să efectueze primul, că nu mai am pic doamnă de rost. Da, da. Între noi, doamna cu filmatul, tot între noi, doamnă de rost. Botezatul Vasile 11 ori. Probabil sunt niște criterii, după care... Da. Ei, la care acum fac ori și mai puține, conform da, da. Ei, din ce în ce se diminuează din ori. Asta e cei care spun că la 40 de 60, doamne, au nu știu câte ori să facă câte o săptămână de lucru. Nu mă vedea. Da. Ori și ori. Dar în comunitate există credința că nu-i pune suficient la treabă. Culmea că uneori și eu am impresia că nu eficientizăm aceste activități. Dar nu sună frumos așa, că trebuie să facem anumite lucrări bazate pe principiul eficienței. Ceea ce reușim noi este poate cam puțin în percepția oamenilor din comunitate. Pe de altă parte, există și o explicație care trebuie avută în vedere, în sensul că cei care au ajuns în această situație nu au o situație familială, o situație economică cu un mare potențial de progres. Mulți dintre ei sunt și bolnavi la vârsta care o au, pur și simplu, nu prea mai au vlagă. Asta nu înseamnă că trebuie să luăm lucrurile la nivelul de jos al situației, trebuie să încercăm într-adevăr să eficientizăm. Cam ce reușesc să rezolve, de exemplu, din planul care l-am avut anul trecut până acum. Curățenia centru comunii trebuie să-l facem, trebuie să fie curat. Cosit, greblat. Iar pe malul râului Voituz, curățirea malului, de bidoane, de tot ce se întâmplă, ce lumea este care este neînțelegătoare, duce pe front, trânge Grigore cu cei care sunt. Astea sunt lucrările care se pot face. Și ce mai... Ne se reproșează tocmai de către cei care cad în abatere la capitolul curățenie publică. Aici știți că lucrurile e luată de dorit în toată țara și cum noi avem onoarea să fim locuitori ai țării, comunitate, nu putem lipsă. Și de obicei ne întâlnim cu replica devenită clasică. Dar ce de la ajutorul social ce să facă? Mai departe. Și aici intervin un pic. Sunt multe de spus pe această temă. Eu, într-adevăr, îl sfătuiesc pe domnul Grigore să țină lucrurile sub control, adică să-i pună la treabă. Pur și simplu. Noi, pe bine, domnul Jinga și-a arătat disponibilitatea de a veni cu mașina dumneavoastră să ne ajute să facem curățenie în fața școlii, adică să facem, mă rog, să curățăm șanțul. Cei doi oameni de serviciu și-au arătat disponibilitatea de a face treaba asta. Mă gândeam că poate reușiți, dar dacă fiind discuțiile, nu știu, să vină o persoană să ne ajute în acest sens. Da, da. Cei de la 26. Deci, credeți că nu joaie, este sărbătoare. Vă rog și eu pe domnul Andrușcă. Vinerea e o zi mare pentru domnul Grigore. Știți că i-am atras atenția în ședință publică. Dar doar dacă se poate. Să supravegheze conectarea deșeurilor menajere, că ne încarcă factura și ne-a adus într-o situație financiară pe care n-am mai avut-o niciodată.
neconformitatea... Noi nu avem nevoie de prezența domnului viceprimar, avem dacă se poate, dacă se poate. Se poate, da. Da, pentru că dacă tot avem mașina disponibilă, să putem rezolva problema ziua respectivă. Poți să trimite numai din partea primăriei, nu vă faceți probleme, l-am rugat de la public pe domnul... Cu cea mai mare plăcere. Mulțumim din suflet. Cu plăcere. El se roagă de treaba lui, că e ziua cu noi. Și așa, vinerea trecută, am sărit-o cu de liber, însă mai departe. Vorbeam de eficient, dacă nu-i prezent. Eu aș mai avea o problemă. Domnul viceprimar, acest plan se referă numai la persoanele cu vreo de 4-16. Din câte știu, prin hotărâri judecătorească, anumite persoane sunt obligate la muncă în folosul comunității, beneficiat de tot planul ăsta sau alt plan, plan separat. Când vin cei de la... Dar în general numai se prezintă. Și noi trebuie să facem multe acte pentru a anunța că ei numai se prezintă și nu mai vin la... Au fost dintre mulți care au fost condamnați, care și-au făcut orele și am pus la crăpatul lemnilor, la cărat. Trebuie să stăm și lângă ei, trebuie să facem protecția muncii, nu putem să lăsăm așa de izbeliști. La șanțuri am avut, nu se pune problemă. Dar sunt și care refuză așa ceva. Vin și pleacă. Nu, s-a dat așa că domnul Vlad a fost problema corect și i-a venit cam din urmă. Într-adevăr, noi la un moment dat facem acțiune în instanță, în special pentru cei care nu-și plătesc obligațiile fiscale față de comunitate. Cei care au amenzi multe, nu au venituri, pur și simplu, asta e altă discuție, dar în legătură cu subiectul pot să-mi discute de către domnul consilier Vlad, eu cred că domnul viceprimar ar putea face o informare cum se folosește munca în folosul comunității, măcar în principiu. Și sunt de acord că trebuie pus la treabă și ei, trebuie să existe o evidență și există, după câte știu, și cei care nu respectă hotărârea judecătorească să fie înființată în instanța, că ei s-au cam prins că noi cu suflet de mamă, păi cu suflet de mamă trebuie să fim față de toată lumea, adică față de interesul public, față de interesul comunității. Nu făcut-o și am avut discuții cu domnul viceprimar pe tema asta. Ei, în prima reacție, da, domnule, vin, dar știți, nu vin acum, că trebuie să merg la muncă, sunt de acord să meargă. Spune legea că 26 luni de zile poate să o întind așa cum vrea el. Domnul Grigore, dar el întinde din cauza noastră, nu din cauza extraterestrilor. Nu vine, face referat la doamna jurist, adresă la instanță, că s-au prins deja, că vorba se duce. Ăla, cum să spun eu, suflet de mamă, l-am avut pe Lucian Zardu, Dumnezeu să-l odihnească. Într-adevăr, terminat, bolnav, glăguit, dar astea sunt cazuri izolate. Ei, el a aflat și așa mai departe. Sunt și alte cazuri, nu mai dau aici, dar discutăm principii, nu discutăm persoane, pentru că nu poate mata la persoane, nu, nimeni n-are grijă altuia, dar aici suntem, să avem grijă de interesul comunității și de respectarea legii. Că sunt care pot să mâncească, pur și simplu, oricând se dă o hotărâre, dacă el e în dificultate și nu poate să presteze activitatea în folosul comunității, poate prezinte acte medicale la instanță și instanța nu are decât să procedeze. Că așa poate să ne suspecteze toată lumea. Domnul Vlad știe, el se știe și așa mai departe. Și a lucrat cu legea. Domnul primar, toți care au venit, spontați, scris ce au făcut, cei care nu au venit au făcut referat și au dat drumul înapoi la referat. Ce trebuie să-i fac? Doamna jurist, așa s-a întâmplat? Dar cum? Da, și le-au înlocuit... Urmă, cineva poate ne ia pe noi la întrebări. Ce s-a întâmplat cu domnul Cutare, președintele parte? Deci, favorizat la... Nu, e așa. În momentul când ajunge în instanță, deja înlocuiește iarăși cu amenda și rămân cu amenda.
în continuare. În concluzie, ca o idee, eu aș fi făcut o completare la proiectul ăsta. Persoanele care beneficiază de legea APAR și persoanele, deci planul ăsta să fie și pentru persoanele, așa ar fi... Da, dar depinde de compartimentul de la fel. Practic, este. Da, un plan și fie. Ce ar putea domnul primar? Îi pune la curățare golele, la curățenie. Numai bune, nu au nimic o oră. Că noi așteptăm să vină pe promisiunea lor. Dacă nu au venit, adresă la instanță. Da, s-au făcut foarte multe lucrări la decoperta șanțuri, lemnele astea toate de aici, așa, toate scrăpate și tăiate de unii care au avut probleme, sunt buni, să-i faci, să-i scot. Sunt de acord că s-au fi făcut, dar... Cei care nu vin, referat din nou și la judecătorii. Noi trebuie să-i respectăm pe toți. Perfect. Dar nici ei să ne păcălească sau să creadă că ne păcălesc pe noi, pentru că suntem o instituție publică aici. Atât, mulțumesc. Deci îmi pune la voi, cine este pentru, cine este pentru, cine este pentru, cine este pentru. S-a votat în unanimitate. La unanimitate s-a votat. Acum punctul 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifelor cu operatorului și SC Eco, Sud, ESA și aprobarea articolului actului adițional la contractul numărul 178-187 din 64-2018. Inițiator, domnul consilier Grigori. Da. Și acest proiect de hotărâre ați avut la dosar. Să trecem tot la propuneri. La articolul 1. Să se aprobe începând cu data intrării în vigoare a actului adițional numărul 2 la contractul numărul 1078-1087 din 16-4-2018, modificare și aplicare de către Ecosud, ESA, a următoarele tarife. Conform fișelor de fundamentare, din anexa numărul 1, care face parte din prezenta hotărâre. 228,46 lei tonă pentru preluarea deșeurilor în vederea transferului. 347,46 lei tonă pentru preluarea deșeurilor reciclabile în vederea sortării. 0,01 lei tonă pentru preluarea deșeurilor biodegradabile în vederea compostării. 150,03 lei tonă pentru preluarea deșeurilor în vederea depozitării. 121,85 lei tonă pentru preluarea deșeurilor voluminoase și a deșeurilor menajere prelucrate. 81 lei tonă pentru preluarea deșeurilor din construcții și demolări. Tarifele menționate mai sus au inclus contribuția pentru economia circulară de 80 lei tonă aferent anului 2020 și nu conțin TVA. La articolul 2. Să se aprobe actul adițional numărul 2 la contractul 1078-1087 din 16-4-2018, conform anexei numărul 2, care face parte integrată din prezenta. Se acordă mandat președintele Asociației Sorin Brașoveanu să semneze în numele și pe seama noastră actul adițional numărul 2, conform anexei numărul 2 la prezenta hotărâre. La articolul 3, să se mandateze domnul Grigore Gheorghe, consilier reprezentant al OAT Bogdănești, ca să voteze în ședința AGA, adis conform articolul 1 și articolul 2 din prezenta hotărâre. La articolul 4, după aprobarea secretarul general comunei, domnul Lonciu Vasile, va comunica hotărârea persoanei nominalizate la articolul 3, instituții prefectului județului Bacău, Asociație de Dezvoltare Intercomunitară pentru salubrizare, Bacău, și va fi adusă la cunoștința publică conform legii. La articolul 5, hotărârea va putea fi contestată în condițiile legii contenciosul administrativ numărul 554 din 2004 cu modificările și completările ulterioare. Avem la dosar actul adițional numărul 2 la acest contract. Expunerea de motive făcută de mine, raportul de specialitate
raportul de avizare a comisiei numărul 1 și avizul făcut de doamna consilier Iftinca Alina. Vă mulțumesc. Dacă sunt discuții, doamne și domnule consilier, stimați invitați, Comisia numărul 1 economică a studiat acest proiect de hotărâri și a dat aviz favorabil acestui proiect. Vă mulțumesc. Am o nelămurire și ori n-am înțeles eu ori. Deci noi ca oate încasăm de la populație bani pentru gunoi pe persoană, cu 7 lei pe lună, nu? Și de la agenții economici. Și la agenții economici. Și plătim la ce? Agenții economici și instituții. Și instituții. Și plătim la ei pe tonă, nu? Deci asta e treaba, nu plătim pe persoană, nu? Plătim tonă. Da, da. Și la sfârșitul anului, dacă există un deficit? Care îl avem, da. Care îl avem, nu? Da, da, da. Deci aici e, da, cum spuneați noastră, de ce să uiți ca problema asta, să mă atingi la tonaj, nu? Ca un dialog normal așa, părere personală, din ce cauză cred că am ajuns la deficitul ăsta? Tocmai de aici, adică nu să plătești la tonă, nu am fost atenți că a luat prea mult, nu? Și deci deficitul de bani, nu? Aici, așa înțeleg. Sunt și alte cauze. Sunt cauze care țin de sistem. Eu ar zice ca o considerație generală că ține de etica din acest subsistem al industriei deșeurilor. Gestionarea deșeurilor este o problemă pur și simplu deosebită la nivel global. Vedeți toate de imagine la televizor. Neapole, în Italia, în Statele Unite, la noi nu mai vorbesc în ceea ce privește situația colectării deșeurilor. Mi-am gândit că în problematică care face subiect de știri în mass media, la o descindere a unui reprezentant dintr-o administrație de prin Belgia, parcă era, și când am văzut peisajul de prin București sau din altă parte, poate fi oriunde, inclusiv la noi, în considerație pe care le-a făcut atunci, suntem urmă cu vreo 70 de ani, atât de ei. La noi, multe lucruri se datorează lăcomiei celor care sunt implicați direct, mă refer la partea de colectare. Aici ține din toate, dacă vreți, grupuri de interese, lăcomie, și așa mai departe. Dar o cauză importantă o constituie și comportamentul civic. De-aia am spus că e vorba de etică. Atât în ceea ce privește cei care operează, cei care constituie interfața. Interfața între noi, ca beneficiari și operatori, este abisă. Da? Și acolo, sigur, te pot spune multe, mă opresc aici, cel mai departe. Eu personal, ca primar sau ca reprezentant al dumneavoastră, nu mă simt foarte apărat în fața lăcomiei operatorului. Dacă se ajunge la situația ca operatorul să procedeze, operatorul era un preș, așa mai departe. Aici, din discuții pe care le am cu domnul viceprimar sau cu oameni din comunitate. Operatorul și manipulantul de pe mașina respectivă este interesat să tragă cât mai mult la cântare. Pe de o parte. Și asta conjugat cu ceea ce se numește comportament civic la noi, deci absolut tot un aspect esențial de etică comportamentală, oamenii mătură, inclusiv pământul, și fac curat în curtea lor și trage la cântare. Ce s-a mai întâmplat și pe la cântare pe acolo e altă poveste. Normal, ar trebui să existe un reprezentant din partea noastră, beneficiară, pe la cântare. Chiar există? Nu. Puneți problema.
Știți că am mai făcut apel la domnul viceprimar în locale publice și cât poate se ține de operator. Și mi-a relatat foarte multe scene care explică și conturează această imagine a unei etici, probabil, care arată de ce suntem cu 70 de ani în urmă. La noi funcționarea selectivă, colectarea selectivă nu funcționează. Aici vine apoi, e o întrebare retorică. Cei care ne ridică containerele cu deșeuri selective, am înțeles că le amestecă, de fapt, din nou pe la stația de sortare, pe la Ionești. La Cântar, la fel. Acum ne-am mai băgat cheltuieli în plus, cu generarea, ne-am mai băgat și TVA-ul și asta explică. Sunt rău platnici. Aici iarăși fac apel la doamna Lenuța Ursache să facă teren mai mult, persoane fixe. Deși noi am dat dovadă de foarte multă bunăvoință, țineți minte că ați votat la început de an niște subvenții pentru familie cu mai mulți copii și așa mai departe. Și lucrurile nu merg bine deloc. Nu merg bine la nivel de țară. Deocamdată pe noi ne interesează că gestionăm problema deșeurilor în comunitate. Dar trebuie prediscutat domnul viceprimar, când merge în Naga, toate aspectele astea. Păi, da, au ajuns, am înțeles, manipulanțe de pe mașină să perceapă sau să primească foloase necuvenite de la cei care bagă în saci ce vor, cât saci vor și așa mai departe. Să nu ridice gunoiul de la beneficiari, asta mi s-a întâmplat și mie, că n-am făcut niciodată, cum să spun eu, o figură aparte în peisajul din Bogdanești. Am avut un accident cu un accident care putea deveni grav. Doamna vătătoare Jugaru a fost pasată în ghilimele de vreo câteva ori. Eu recunosc că există o dificultate, dar ei au sisteme de semnalizare și așa mai departe. Nu erau gunoiuri de pe partea ei, merge tot pe dreapta mașina, întotdeauna. I s-a sugerat să-l ducă pe partea ailaltă, când trece dimineața la prima oră, care sunt interesați, mai fac așa și eu am făcut-o uneori, ca să nu mă paseze, că am rămas cu un meloan peste noapte și cum mă scot la 3 săptămâni, nu produc foarte mult, în sfârșit. Și ne nu trebuie să producem mult, pentru că noi suntem comozi, din păcate. Punem clorofilă verde sau uscată când avem unități de compostare, dar niciodată la țară n-au fost unități de compostare. Fiecare și l-au depozitat undeva în grădină și au realizat compost fără unități de compostare, fără să le pună în container și așa mai departe. Sunt multe lucruri de spus aici și este o situație de natură să ne îngrijoreze. Atât deocamdată. Aș reveni eu. De ce am pus problema asta? Urmăresc ședințele altor UAT-uri, ședințele de Consiliu. Ca să nu mai existe problema asta cu încărcarea de tonaj, alte, așa cum este și normal, s-au dat acelele pubele. Deci, pubela spune, de ce ori municipale? Da. Să ia numai pubela. Omul pune după aia 6 saci, cu moloz, cu nu știu ce. Aia e problema lui. Păi de-aia l-am trimis pe domnul viceprimar. Domnule, s-a dat pubela respectivă, punem deșeurile municipale acolo și nu o să mai depășim tonajul. Că dacă așa pune 6 saci, să spune, 100 lângă pubelă și operatorii, dar de-aia s-a încărcat la tonaj. E corect, observat. Da. Și chiar te rog, te gândești la asta. Și
Mai ales dacă acolo tu găsesc deșeuri de la reparație, una alta, foarte bine. Există altă soluție. Da, eu aș avea o problemă. Puberile pentru gunoi selectiv sunt foarte rare. Oamenii nu o să selecteze niciodată gunoiul dacă el are la un kilometru pubela de sticlă. O pune tot în containerul care îl are în curte. Deci dacă vrem să selectăm gunoiul, haideți să venim în sprijin oamenilor pubele mai dese din astea. Nu, pentru sticlă, pentru... Asta e o chestie impotibilă. El poate să facă observații la operator sau la adit. Domnule, da. Nu mai luați sticli, nu mai luați borcane, luați după eu ca cetățean mă duc cu două borcane, spre exemplu. Nu, mi s-au spart două borcane, mă duc un kilometru să pun acele două borcane. Mai ușor, le-am pus. Este o întrebare retorică, da? Da. Da. Dacă ar fi puberile astea mai dese... Putere, nu ești bătrân, ești persoană publică, ești consider, și duci și eu mă duc dacă vreau să le duc. Deci nu este vorba despre mine, dar despre un bătrân sau... Eu așa l-aș considera măcar la două, trei ulițe să fie... Astea s-au distribuit după niște criterii pe care nici măcar nu le-am stabilit noi. Da, dar în cazul ăsta nu o să avem niciodată... cât de cât o civilizație normală cu când o să avem, când o să ne putem permite, să nu avem investiții cu plusuri de costuri de 20, peste 20 de miliarde, când o să putem dota oamenii cu pubele separate, selectiv, de abia atunci. Unele comunități. Identificat venituri, dacă ne putem permite să cumpărăm acum când avem investiții costisitoare, de câteva miliarde de lei să dotăm fiecare gospodărie cu pubele pentru colectare selectivă, merită să ne gândim. Da, nu am zis la fiecare gospodar. Deci nu e, dar mai dese. Deci două în Filipești e mai de puțin. Dar ce, deci, la care te referi? La containere sau la pubele? Containerele astea de sticlă, cutie și plastic. Deci din astea vorbesc, nu pubelele care selective. Sunt... Selective. Da, la alea selective mă refer. Asta chiar că nu depinde de noi. Sunt prea mare. Și nu o să avem selectare de noi până nu o să fie astea mai des. Putem avea mai des până o să avem bani mai mult. Clar. Eu v-am înțeles, dar... Deci degeaba... Degeaba mai înțeleg dacă ca fi înfit o chestie fără soluții la îndemână în locală. Ai bani, muncă. Îmi pare rău. Am spart vaxanul pe Italia. Adică o dată pe săptămâni poți să te deplasezi. Sunt dacă am până la pe prin poștă. Da. Colegi. Am curier. Dar cine vrea să mai ia cuvântul? Se supune la vot. Cine este pentru? Cine împotrivă? Abține? Deocamdată nu am ministrat. Dumneavoastră v-ați avut de sus sau ați avut de sus? În sus. Început la ei vot. În 5. Proiect de hotărâre privind organizarea rețelei școlare pentru învățământul profesional primar și gimnazial, precum și pentru învățământul preșcolar pentru anul 2020-2021 la Institutul de Învățământ de pe raza Comunei Bogdănești, inițiator Comisia de Specialitate numărul 2. Aveți cuvântul, doamnă. Mulțumesc. Noi am mai discutat despre școlară și la ședința anterioară. Între timp s-a hotărât acordarea vizului conform pentru organizarea rețelei școlare din Matei Bogdănești. Aceasta rămâne neschimbată, atât la clasele primare, cât și gimnaziale, cât și la cel preșcolar, deci vor rămâne același număr de elevi și același număr de clase. De aceea vă propun următoarele. La articolul 1. Organizarea rețelei școlare pentru învățământul primar și gimnazial, precum și pentru învățământul preșcolar pentru anul 2020-2021 la instituțiile de învățământ de pe raza Comunei Bogdănești,
Iar la articolul 2, după aprobare, secretarul general al Comunei, domnul Conciu Vasile, va comunica hotărârea domnului Anușcă Nicolae, primar Comunei Bunești, Inspectoratului Școlar Județean Bacău și Instituției Prefectului Județului Bacău. Tocmai am efectuat și raportul de avizare. Normal, l-am avizat favorabil. Atât. Mulțumesc. Discuții? Se supune la vot. Cine este pentru? Cine e împotrivă? Abțineri? Punctul 6. Informare cu privire la activitatea de asistenți și asistență și protecție școlară socială la OATB Bogdănești, județul Bacău, pentru anul 2019, prezintă doamna Scutarul Lămâița Ialivera, consilier superior. Aveți cuvântul, doamna. În calitate de consiliat, probleme sociale, în aparatul de specialitate al primarului Comunei Bogdănești, cu privire la activitatea de protecție și asistență socială la Comuna Bogdănești pentru anul 2019, vă aduc la cunoștință următoarele aspecte. Până la data de 31 decembrie 2019, s-au întocmit 12 dosare de alocații de stat și s-au înaintat la Agenția Județeană pentru Preț și Inspecție Socială Bacău. Quantumul lunar al alocației de stat pentru copii este în sumă de 300 de lei până la primirea vârstei de 2 ani. Iar după ce copilul a împlinit 2 ani, alocația de stat este în sumă de 150 de lei. Referitor la ordonanța de urgență numărul 111 pe 2010, privind concediul și indemnizația lunară pentru creșterea copiilor și stimulentul de inserție, au fost înregistrate 9 dosare. Cuantumul lunar se calculează în procent de 85% în funcție de media veniturilor nete realizate în ultimele 12 luni din ultimii 2 ani anterior date nașterii copilului. Conform legii, numărul 277 pe 2010 privind alocația pentru susținerea familiei, au fost înregistrate un număr de 40 de dosare. Cuantumul alocației este diferențiat în funcție de venitul net mediu lunar pe membru de familie și de numărul de copii. Conform articolului 42.4 din legea numărul 448 pe 2006, părinții sau reprezentanții legali ai copilului cu handicap grav, adulții cu handicap grav, ori reprezentanții legali ai acestora, cu excepția celor cu handicap vizual grav, pot opta între acordarea de îngrijire de către un asistent personal sau primirea unei indemnizații lunare. Aduc la cunoștință Consiliului Local că primesc indemnizații un număr de 17 persoane. Sunt înregistrate un număr de 17 dosare. Ca să citesc, Pala de Maria, Dima Rodica, Dimov Teghine, Vlad Cristinel, Vlad Petronela, Giurgea Nicolae Viorel, Sandu Loredana Mona Lisa, Pușcașul Viorel, Botezatul Ionuț, Dima Tudor Toader, Dascălu Victoria, Apostul Vasile, Busuioc Ion, Sandu Viorica, Bostan Iliana, Toma Silviu Gabriel, Ștefanov Elisa Petronela. Conform articolul 35 din legea numărul 448 pe 2006, persoana cu handicap grav are dreptul, în baza evaluării sociopsihomedicale, la un asistent personal. Aici avem înregistrate 4 dosare. Brănicea Dina pentru fiul Brănicea Andrei, Răzmerița Nișoara Crenguța pentru fiul Dascălu Petru Vasile, Brănici Constantin pentru fiul Brănici Ștefan, Ghindeoanu Teofilia pentru numit Apostul Gabriela. În conformitate cu prevederile hotărârii Consiliului Județean numărul 65 pe 2019, beneficiază de măsură de protecție în serviciile rezidențiale din cadrul DGASPC Bacău,
la centru Costache Negri, Târgu Ocna, o persoană adultă cu handicap, Miron Andreea Manuela. Și se plătește contribuția lunară în sumă de 2.754 lei. Referitor la prevederile legii 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, sunt un număr de 13 copii în plasament familial. Domeniul protecției drepturilor copilului se întocmește trimestrial o fișă de monitorizare conform ordinului 2019/2006, care cuprind copiii ai căror părinți sunt plecați la muncă în străinătate, iar minorii sunt lăsați în grijă bunicilor sau rudelor până la gradul 4. Sunt identificați un număr de 43 de copii cu un singur părinte plecat la muncă în străinătate și 11 copii cu ambii părinți plecați la muncă în străinătate. Anual se efectuează un număr de anchete sociale solicitate pe mai multe categorii, după cum urmează. Părinții ai căror copii sunt încadrați în gradul 1 de handicap, persoane încadrate în gradul 2 sau 3, solicitări de la judecătoria Onești privind cazurile de divorț, părinți cu venituri mici ai căror copii beneficiază de bani de liceu, anchetele sociale pentru DGASPC, privind acordul de indemnizație însoțitor, anchete privind instituirea tutelei și curatelei, anchete pentru minorii beneficiari de o măsură de protecție, anchetele efectuate din 6 în 6 luni privind ajutorul social și alocația de sprijin financiar. În legătură cu venitul minim garantat, prevăzut de legea 416/2001, aduc la cunoștință că sunt înregistrate un număr de 17 dosare. Până la data de 31 decembrie 2019 s-au înregistrat un număr de 60 cereri privind ajutorul pentru încălzirea locuinței cu lemne, privind ordonanța Guvernului, numărul 70/2011, legea numărul 248/2015, privind stimularea participării în învățământul preșcolar, privind copilul din familii defavorizate, avem un singur tichet social. Având în vedere prevederile aplicării hotărârii Guvernului numărul 784 din 2018 privind lansarea programului operațional ajutorarea persoanelor defavorizate 2019-2021, aducem la cunoștință că s-a terminat distribuirea produselor de igienă POUAT în prima etapă. S-a distribuit la beneficiarii venit minim garantat și familiilor beneficiare de ASF. Iar a doua parte urmează persoanelor cu handicap și defavorizate. Da. Discuții? Discuții, dacă sunt, da? Aveți cuvântul, domnul? Da, sigur, normal că pot stau la rând, dacă cineva dintre dumneavoastră, în primul rând, suntem la rând, da? Nu este, este cineva? Nu este. Nu. Bun, atunci o să-mi permit câteva considerații. Eu, cel puțin prin natura profesie pe care am exercitat-o, sunt mai sensibil la așa ceva și fiecare, fără îndoială, măcar dintr-o anumită perspectivă, existenția noastră spirituală, la asta mă refer, suntem sensibil la persoanele aflate în dificultate. Am citit în avans și am fost foarte atent la reciterea materialului în sinteză de către doamna Scutaru și în baza relaționării pe acest domeniu cu doamna Scutaru, cu doamna Burlacu, am încercat împreună să ne consiliem cât mai prezențios, să ne sfătuim pe românești și să ținem lucrurile sub control. Dacă ați fost atenți, dacă luați și recitiți materialul ăsta, e extrem de concludent privind starea comunității, starea socială a comunității. Deja cu o parte din aspectii ne-am întâlnit, au mai fost în dezbatere,
După cum vedeți, sunt foarte multe lucruri care conturează imaginea comunității. Populația îmbătrânită, o știți pe asta, nu vă spun o noutate. De bine de rău, pensionare mai au o pensie. Toată cea mai dificilă o au persoanele singure. Sunteți de acord. Poți să ai și mama pensie când ai căzut bolnav și n-ai copil aproape sau pe cineva cu bună credință, mori cu pensia lângă tine sau cu pensia pe care. Aici, sigur, ne se arată șubrezenia de sistem prin faptul că nu aveam instituții specializate sau, mă rog, așezăminte, cum le spune astăzi, care se poate gestiona corect. Ca să te duci la Hâjra sau alte instituții mai apropiate, nu te ajung două pensii pe la mai departe. Și asta a devenit o industrie. Vrem, nu vrem, a devenit o afacere. Bravo, domnul consilier. Apoi ne gândim la persoane cu handicap, măcar astea au fost statuate de doamne, să spunem, nu neapărat, numai uneori accidental de către sistemul medical și așa mai departe. Avem copii, celor care sunt plecați afară, lăsați, știu eu, într-o îngrijire putem să acceptăm terenul aleatorie. Ori bunicii sunt neputincioși, unul dintre ei e sistemul întreg de educație și îngrijire are limitele lui, mai puțină rigoare. Bolnavi psihici care sunt lăsați la voia întâmplării. Noi ne-am întâlnit cu un caz, nu o să dau nume acum, când este pasat și aici îmi fac datoria ca să mulțumesc public doamnelor menționate, Scutaru și Burlacu, care au dat dovadă de abnegație maximă ca să încerce să facă ceva. Ca dovadă că la o comisie de evaluare s-au făcut observații. Ce te omori atâta? Nu mai departe. Nu suntem nici în Norvegia, nu suntem nici în alte țări cu tradiții și cu rigoare și cu venituri, în primul rând. Veniturile sunt absorbite pe zona de afacere, cum se informa cineva aici. Cu atât mai mult, eu le mulțumesc celor două și celor care lucrează în primărie, că lucrurile se interferează la un moment dat. Trebuie o adeverință de la alt compartiment, anchetă socială și așa mai departe. Că fac eforturi și au bunăvoință. Sigur, încerc să ofer un exemplu pozitiv și mă implic personal. Deci facem o tripletă într-un fel și nu numai. Toți din primărie. Ca să ținem lucrurile sub control, dar trendul privind evoluția nu este foarte dătător de speranță. Este o evaluare care se face periodic, deci semestrială, este o evaluare necesară. Pentru mine este un moment important. Investițiile sunt necesare pentru mai multă eficiență pentru niște standarde de viață la care cetățenii sunt îndreptățiți, dar pentru persoanele aflate în dificultate mai trebuie și altceva, în afară de strategie, planuri, rapoarte, trebuie bună credință. Și într-o instituție, când nu găsești bună credință, știți ce se întâmplă. De-aia suntem rămași în urmă, de-aia suntem rămași pe drumuri, uneori. Eu cunosc una dintre persoane, evident că nu o să fac gafa să dau nume, care e dintr-un mediu familial nu în ordine, a ajuns minoră ființă poziție
online, video chat și așa mai departe. Și este unde este la ora actuală, luptă pentru familie. Da, mă opresc aici, mulțumesc. Raport cu privire la activitatea desfășurată de asistenții personal pentru persoanele cu handicap pe semestru 2019, prezintă doamna scutarul numită Elvira, consilier superior. Dăm cuvânt. Analizând activitatea asistenților personale care au îngrijire persoane cu handicap grav, s-a constatat următoarele. Brănicea Dina, așa cum am spus și mai înainte, este asistent personal pentru fiul Brănicea Andrei. Aici începem să aduc la cunoștință că acest dosar de la copil a trecut la adult și acum este permanent. Deci vom merge cu el permanent. Acum nu mai există nicio schimbare la el. Brănici Constantin trece de la copil la adult și noiembrie face 18 ani și el și tot la fel același curs va avea. Toma Anișoara Crenguța a obținut și ea gradul de la copil la adult, a obținut gradul tot permanent, întâi cu asistent personal și permanent. Iar doamna Apostu Gabriela e valabil 24 de luni certificatul de grad. Deci după 2 ani va merge din nou la reevaluare și atunci se va vedea. Dacă o să fie bine, poate nu ai obține gradul. Dacă o să fie șanse, o să fie în continuare. Da, deci cam asta e. În rest nu e problemă, oamenii își fac treaba, fiecare își vede. Dacă vrea cineva să ia cuvântul. Din curiozitate, dacă îmi permiteți, să spun multe de ea. Doamna Ghindeoanu, unde și are domiciliu? Filipe Pe Onești, domnul primar, dar în calitate de asistent personal, prestează 8 ore pe zi. Face naveta? Da. Da, dar are și sunt mașini și o aduce cu mașini. Doamne, pe care am cunoscut-o și în vremuri mai bune, chiar aș vrea să ajung acolo cu ajutorul. Păi, dar ce nu facem raportul de monitorizare? La sfârșitul. Ce face ea în perioada când e plecată? E paralizată la pat. Da. Domnul primar are telefon și deci se descurc cea mai mare. Deci un asistent personal nu e angajat și zi și noapte. Doamna Gândăoară nu chiar des doamnă vine la 8 și pleacă la 4. Ea vine și seara. Da. Deci își face programul pentru care... Da, am înțeles. Dar eu cunosc și o situație care s-a mai învățat cu... Și nu respect un anumit program. Da. Deci, să înțeleg, mă, vin la ora 7, vin la ora... Dacă am înțeles, e lucid... Și de cât am înțeles, încă chiar mă sună pe o seară și a zis că a început cât de cât cu terapia să mai mișe. Dacă e lucid, pot comunica și asta e important. E mai rău că nu o luam să mergi. Și perișoare. Raport privind activitatea desfășurată de serviciu voluntar pentru situații de urgență în anul 2019. Prezintă domnul Andrușcă Constantin. Cerțul este 1. Raport privind activitatea serviciu voluntar de situații de urgență periște perioada 01.01.2019-12.12.2019. Serviciul voluntar pentru situații de urgență Bucurinești funcționează conform hotărârii Consiliului Local numărul 35 din 15.12.2005, Bucurinești, având în vedere prevederile legale și a regulamentului de organizare și funcționare aprobat prin hotărârea Consiliului Local Bucurinești numărul 36 din 10.12.2005 și avizat de Inspectorat de Situații de Urgență Bacău. Cu avizul 4353-56-08-04-2011. În baza prevederilor legale, respectiv hotărât Guvernul 1492 pe 2004 din 09-04-2004. În perioada anului 2019, în calitate de șef serviciu voluntar pe situații de urgență, am desfășurat următoarele activități. Au fost întocmite și avizate de pe situații de urgență județului Bacău următoarele documente.
plan de precădere în domeniul situației de urgență, program de măsuri privind securitatea de prevenire și de intervenție a serviciului voluntar, fișa localității, planul de măsuri pentru diminuarea efectelor negative ale fenomenului de caniclu pe teritoriul comunei Bogdan. Au fost întocmite reguli și măsuri specifice de apărare împotriva incendiilor corelate cu nivelul și natura riscurilor locale, și anume prevenirea incendiilor la gospodării populației, terenul agricol și a fondului forestier. Toate aceste reguli și măsuri au fost aduse la cunoștința cetățenilor prin afișare la instituții publice, operatori economici, puncte de informare preventivă la primărie, dispensar și la școli și biserici. Activitatea de apărare împotriva incendiilor a fost organizată și desfășurată de conformitate cu prevederile legii 307 din 2006 și a ordinului Ministerului Administrației și Internului numărul 163 de 2007 pentru aprobarea numărului general de apărare împotriva incendiilor. Au fost întocmite actele de autoritate privind apărarea împotriva incendiilor conform prevederilor ordinului 163 de 2007 emise de Ministerul Administrației și Internului pentru aprobarea numărului general de apărare împotriva incendiilor. Am participat la toate ședințele desfășurate din Sobacru cu privire la informarea și instruirea pe mine de situații de urgență. S-a acționat cu motopompa din dotarea serviciului pentru evacuarea apei din fântânile publice private din Comuna București, în vederea igienizării, precum și alte intervenții pe linii de situații de urgență și dispoziții date de primarul Comunei Bogdănești. S-au dat răspuns la toate adresele prinse de inspectorat de situații de urgență, pe linii de situații de urgență. S-au desfășurat acțiuni de prevenire la școală, grădiniști și la biserici, pe linii de situații împreună cu inspectorul la ISU Bacău. S-au luat măsuri de igienizare a șanțelor de pe marginea trotuarilor, având în vedere atenționările meteo-transmise din Sobacru pe perioada manifestării fenomenelor hidrometeorologice periculoase, adică precipitații abundente sau pericol de caniculă, pentru evitarea apariției unor stări potențiale generatoare de situații de urgență sau intervenții următoarele măsuri. Aș vrea permanență la primărie. S-a acționat cu utilaje cu care s-au încheiat contract pentru prevenirea și evitarea efectelor fenomenelor meteorologice pronunțate în baza planului de intervenție, instruirea populației privind prevenirea incendiilor la gospodării, pe teren agricol și la fond forestier, avertizarea populației cu prioritate a locuitorilor din zone cele mai expuse la inundații și la caniculă, verificarea legăturilor telefonice cu localitățile vecinate care e așa, s-a supravegheat pe durata atenției meteorologice podurile și pădețile, care, în caz de secțiune impuse de pe cursuri de apă, pe baza razei Comunei Bogdănești, în scopul evitării blocării lor cu putecători, precum și a zonelor în care este posibilă formă marea torenților. Verificarea traseei de evacuare a zonelor de acordare de prim ajutor, atenționarea a micofermierilor care au animale în zonele de risc, în zone inundabile, destudierea și punerea în aplicare a planului de apărare împotriva inundațiilor și a fenomenelor meteorologice periculoase și a planului de evacuare întocmit la nivelul comitetului local în situație de urgență. Destudierea și punerea așa planului de măsuri și a efectului negativ a fenomenelor de caniculă. Identificarea și monitorizarea sectoarelor de activitate în care crește riscul de incendiu în condiții caracteristice temperaturii ridicate și lipsei precipitației. Interzicerea focului deschis în zone afectate de uscăciune avansată. Transmiterea situației operative la Secretariatul Tehnic Permanent Organizat de Centrul Operațional Județului Județean din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență Maier Constantin al Județului Bacău. Urma controlul efectuat la grădini, școală, biserici și casa comunii pe baza comunii, raza comunii, nu s-au constatat în dereguli. Pe tot parcursul intervalului din perioada 01.01.2019-31.12.2019 a intervenit la toate evenimente pe linie de situație de urgență, incendii, inundații și accidente, rutierii și începutul de incendii. Total incendii anul 2019, 5. Incendii la gospodării populației 3, incendii de la agenții economici 0, incendii de vegetație uscată și tufăriș am avut 2, total gospodării anexie, fântâni, beci și teren arabil și drumuri afectate de inundații în anul 2019, au fost 4 anexii, fântâni 16, beci 5, teren arabil 5 hectare, drum 3 km de drum.
Total controle de prevenire la gospodării populației 150, din care în regulă s-au constatat 35. S-a efectuat instruiri la următoarea categorie de persoană, manager, ziul, 4, care au fost la inspectorat de situații de urgență. Așa. Ca urmare, adresul primite la ei sub Bacău, în prima zi de miercuri ale fiecare luni, prin dispoziția președintelui Comitetului Local de Situații de Urgență, se execută alarmarea populației prin semnalele acustice ale sirenei în funcție de tipul pericolului specific în SMS-ul care este transmis de către Inspectoratul de Situații de Urgență. S-au întocmit 20 de rapoarte de activitate și intervenții pentru justificarea consumului de carburanți pentru motor, pompe și drujbe. Așa. Serviciul voluntar pentru situații de urgență este dotat cu următoarele materiale cu care se poate interveni în momentul producerii unor situații de urgență confruntabilă. Avem două pichete, stingătoare, costume de protecție, mănuși, cotuni pentru motopompe, distribuitoare, tub, reducții, două motopompe în dotare, două generatoare, drujbe, două aparate, sudură, scară, colesante, două polidisc și alte unelte genistice. Pentru îmbunătățirea activității desfășurate de serviciul voluntar de stat de jur, propun să ne sprijiniți în continuare, domnul consilier, concluzii și propunerea de îmbunătățirea activității. În anul 2020 va trebui să însemne exploatarea la maxim al noului sistem de management al situației de urgență în cadrul instituțiilor publice și agenților economici. Se va urmări în continuare continuarea programului de informare a populației și a salariaților prin elaborarea unor materiale explicative, lărgirea cadrului de pregătire specifică în școli generale și instituții publice și agenții economice, continuarea procesului de identificare a unor noi forțe și mijloace de intervenție și încheierea unor convenții, completarea dotării de protecție civilă, monitorizarea zonei de risc și luarea tuturor măsurilor posibile pentru limitarea și înlăturarea urmărilor acestea. Vă mulțumesc! Discuție ceva? Mă privește fără îndoială ca și președintea Consiliului Local pentru situații de urgență, Comitetul Local pentru structura pe care îl avem. Ne privește pe toți, pentru că împreună trebuie să gestionăm situațiile mai puțin convenabile. Mă refer la cele care vin ca urmare a manifestărilor antropice la comportamentul oamenilor, la erorile pe care le facem uneori cu toți, sau care vin de la natură, cum s-a întâmplat în Australia, cunoaștem de tragedia acolo. Acum, cam trei lucruri ar vrea să remarc și în ideea că pot fi utile celor care lucrează direct, mă refer la domnul viceprimar în domeniu, la domnul Chinel și pentru noi toți, măcar ocazional. În primul rând, afirm că sunt mulțumit de activitatea domnului Andrușcu Constantin. Este un om disponibil, are și suficientă experiență și asta ne salvează pe noi cei din primărie, pentru că suntem sub încadrarea legală, în mod firesc am ținut la bani ca să facem și altceva care să rămână după activitatea noastră, după prezentă. În primărie. Și, în al doilea rând, punctual, aș vrea să clarificăm niște lucruri. Ai menționat aici că sunt două pichete, sunt funcționale, sunt... Da, e unul la Filipeș și unul la primărie. Sunt dotate corespunzător. Da, plăteți sapii, avem la... Asta te rog să ai grijă. Da. Mă gândeam la școală. Ești la școală. Care are o învergură mai mare, o clădire mai mare, mai este personal nou și așa mai departe să încerci să menții legătura cu ei pentru situația de doamne ferește. Sau, dacă e proces verbal, s-a dat și
locate și... Sunt dotat, da? Sunt și obligat prin lege la centrală acolo, da. Dar... Au și sate, au și locate și mântului și... Am o rugăminte... Stingătoare sunt, normal, să împreună cu domnul viceprimar să faceți o inventariere ca de obicei, acum în practică primăvară, poate să dea doamne, doamne și colegi. Asta este un risc natural la noi care se manifestă. Suntem în zona submontană aici și cu toate problemele care le-am traversat împreună, ne-a prins bine că a plouat în prima parte a anului până pe la începutul iulie, că altfel nu mai avea nici apă de băut la ora pânza prea, adică a dus, cum a dus puțin, se cita, e destul de îngrijorătoare, dar se cită pedologic în statul Arabes. Până săptămâna viitoare, până la mine cu săptămâna viitoare, pentru că în funcție de asta batem în cuie și bugetul pe secțiune de funcționare, domnul viceprimar, împreună cu domnul Tineală, o să merg și eu la verificări pe tot port. Pornind de la limita Coituzu Șantă, care coboară din Goidan, am prezentat pe scurt o pagină. Care e situația? Colmatat atâta ce trebuie făcut în sfârșit. L-am vizionat. Domnule, scris, vreau. Și al doilea risc major e focul. Tot la fel, câteva considerente din ele în rugăminte, inclusiv cu persoane vulnerabile. Control de prevenire. Și ce putem face? Deci, ca la soluție acolo, eu am parcurs materialul, e bine gândit, e important să fim pe fază. În rest, atât sunt mulțumit, văd că se încearcă soluții noi pe hârtie. Din păcate, nu avem reacție sau răspuns la un eveniment din cauza dotării, asta este clar. Dar, prin compensație, tratamentul de pompieri, conform legii din Onești, ne ajută la intervenție. Cu toate că unii mai dau uneori și se rezolvă așa pentru niște situații poate mai puțin justificate, iar alții care au necazuri mai mare, normal că sunt văduviți de intervenția de tratament. Atât, mulțumesc! Trecem la punctul 9. Informații cu privire la stadiul lucrărilor de completare a datelor în registrul agricol pentru semestrul 2 2019 prezintă doamna Busuc Rodica. Informare privind stadiul lucrărilor de completare a datelor în registrul agricol pentru semestrul 2 2019. Compartimentul de registrul agricol funcționează în subordinea directă a secretarului și a primarului Comunei Bogdănești. Activitatea compartimentului agricol la Comuna Bogdănești este asigurată de doi funcționari publici în funcții de execuție și anume. Inspector Mocanu Florin, referent Bursu Grodică. Activitatea compartimentului agricol este reglementată prin prevederile următoarelor acte normative. Ordonanța Guvernului numărul 28 din 2008 privind registrul agricol aprobată prin legea 98 pe 2009 cu modificările și completările ulterioare, hotărârea Guvernului numărul 218 pe 2015 privind registrul agricol pentru perioada anilor 2015-2019 reglementată prin ordinul numărul 734 din 29.04.2015 privind aprobarea normelor tehnice de completare a registrului agricol. Legea 17.2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării cumpărării terenurilor agricole situate în extravilanul localității. Ordonanța Guvernului numărul 33 pe 2002 privind reglementarea eliberării certificatelor și adeverințelor
de către autoritățile centrale și locale modificată și completată. Legea 70/2018 privind modificarea și completarea legii 145/2014 privind stabilirea unor măsuri de reglementare a pieței produselor din sectorul agricol și mai sunt și alte legi. La OAT Bogdănești există un număr de 58 volume cu 2622 poziții repartizate astfel. Sat Bogdănești, 19 volume cu 921 de poziții. Sat Filipești, 6 volume cu 262 de poziții. Străinași, 31 volume cu 1399 poziții. Societăți, 2 volume cu 40 de poziții. Toate aceste poziții de rol au fost completate cu datele respective atât la registrele agricol pe suport de hârtie, cât și pe suport electronic, cu modificările intervenite din această perioadă, conform actelor depuse de autor și anume acte de vânzare-cumpărare, donații, extrase de carte funciară, schițe cadastrale, acte de moștenire, modificări care au fost înaintate și la compartimentul taxe și impozite pentru corectare, pentru impunerea corectă. Pe semestrul 2 al anului 2019 s-au eliberat de la Registrul Agricol următoarele documente. 295 adeverințe pentru eliberare cărți, identitate, terenuri în proprietate, construcții în proprietate, beneficiari de ajutor social, terenuri arendă, venit agricol, 61 de adeverințe beneficiari ajutor social, 7 anexe 1 și 2, și 2 privind atestarea posesiei exercitate sub nume de proprietar și proces verbal de identificare a imobilului. De asemenea, au fost înregistrate la Registrul Agricol contractele de arendă întocmite în această perioadă. S-a colaborat cu Serviciul de Urbanism în vederea înscrierii clădirilor noi la Registrul Agricol. Au fost date răspunsuri la solicitările executorilor judecătorești, la fisc și la instanțele de judecată. S-au întocmit rapoarte statistice solicitate de statistică de Prefectura Județului Bacău și de Direcția pentru Agricultură. De asemenea, au fost întocmite 9 dosare pentru ordinul prefectului privind atribuire terenuri ocupate de curți construcții fără acte de proprietate, 8 dosare privind modificările titlurilor de proprietate la tar, la parcelă, acolo unde au fost trecute greșit, 10 dosare privind vânzările de terenuri extravilabile conform legii 17/2017. În această perioadă, s-au eliberat 4 atestate de producător pentru persoanele care vând produse pe piață, agricole pe piață. Ținând cont că începând cu acest an, se vor deschide registre agricole noi pentru perioada anilor 2020-2024, este dată comandă pentru registre din luna decembrie 2019, urmează să le primim și să procedăm la completarea acestora, atât la registrele pe suport de hârtie, cât și la cele pe suport electronic. Pentru o activitate eficientă a lucrărilor de completare și ținere la zi a Registrului Agricol, se va ține cont de respectarea normelor tehnice de completare și ținere la zi a Registrului Agricol, de actele ce se depun la primărie, de termenul stabilit de lege, transmiterea datelor corectate către compartimentul taxe și impozite. Vă mulțumesc! Discuție de acolo. Doamna Grigore Vescu. Audiență. Ieri la ședința pe comisie am avut informarea doamnei referenței Carla Marco. Am studiat cu maximă atenție. Din ceea ce ne-a citit și dumneavoastră astăzi, am constatat că este o persoană ancorată în realitate, este conectată online la informație. Cu toții cred că am constatat că își îndeplinește sarcinile din fișa postului. Este disponibilă de fiecare dată în a consilia și ne-a oferi informații atunci când este solicitată. Personal am cerut sprijinul doamnei și am fost ajutată în acest sens. Doamna a mai făcut o prezentare și în semestrul întâi, ne-a dus la cunoștință, numărul de volume, de străinași, de persoane înscrise în Registrul Agricol, atât online cât și critic, așa că cât de cât îi dorim multă putere de muncă, să-și continue activitatea și să ne ofere și să ne consilieze în continuare, să ne ofere informații necesare. Până ieșiți la pensie. Mulțumesc! Mai e cineva?
Trece la domnul primar. Deci, cuvânt. În primul rând, aș începe cu un act reparator. Sper că în activitatea de la registru agricolă este implicat și domnul inginer. Da, domnul trecut. La mormântare. De ce este reclamat? Așa este. Pentru mine, care sunt principalul vinovat în primăria Bogdănești, îmi pierd o glumă a domnului profesor Marinovici, Dumnezeu să-l odihnească, apropo de relația dintre primar și viceprimar. O glumă la care domnul viceprimar a ieșit în față. Și domnule, ce bine într-o comună e meritul viceprimarului. Ce rău într-o comună e meritul primarului. Mărturisesc că de fiecare dată și astăzi am încercat sentimentul ăsta face mai acut decât altă dată. De fiecare dată mai aflu ceva. Îmi reconsider părerea față de actul în sine al informării și în cadrul de față. Am ajuns la concluzia că este o activitate diversificată, complexă prin ceea ce generează, mă feresc să spun consecință. Uneori generează și consecințe pe partea actului de justiție și nu numai. Ca ordonator de credit eram preocupat întotdeauna să reamintesc sau să se desfășoare bine lucrurile pe partea de impunere. Informațiile de la registrul agricol pleacă la serviciul de impunere cum să spun eu, rămâne valabil această acepțiune. Fără resurse financiare nu poți să faci mare lucru oricâtă bunăvoință ai. A fost ocazia să mă lărgesc cercul, area de cuprindere mentală, în primul rând. Dacă vreți, am rememorat împreună cu dumneavoastră ce înseamnă evidența primară, evidența agricolă. Nu întâmplător legea prevede un raport prezentat pentru dezbatere, nu neapărat în sens punitiv, trebuie să înțelegem acest lucru, în sens de a identifica căile, mijloacele pentru mai bine. Asta că de obicei când prezinte cineva un raport, probabil săracul nu doarme 3 zile până când îl întocmește, nu doarme noaptea dinainte, nu pare mulțumesc lui Dumnezeu că a scăpat. Eu știu că trec prin situații de astea, poate n-am avut chiar segmentele astea, dar ele au o intenție de sugestie. Când întocmesc raportul anual, amintit, da? Nu că asta nu e foarte mare interes, dar pentru mine înseamnă pentru că mă evaluez la urmă orme și observațiile care vin din partea dumneavoastră sunt de folos. Zic că este important ce a spus, oricum ai privi lucrurile, nu pot spune că o parte e mai importantă, cealaltă e mai puțin importantă. Asta ține de abordarea subiectivă, că toți suntem subiectivi, avem o anumită perspectivă atunci când facem o analiză. Lucrurile toate sunt importante, de la înscrisurile primare până la arhivare. Pe zona de justiție, mai ales, ne prim bine aceste documente și, apropo de asta, fac apel la cei care sunt colegi la urmă urmei, că este terminul să finalizeze și activitatea de arhivare. Asta e ca principiu, o să discutăm în detaliu când suntem noi, nu face interesul dezbatere de față.
Ceea ce aș sublinia la amândoi echipiere, și la doamna Rodica Postup și la domnul Florin Moldova, în afară de experiența și profesionalismul acumulat, asta e valabil pentru toată lumea. Se spune că un funcționar se formează un funcționar public, cel puțin în standardele din Germania, în minim 5 ani, și un primar se formează în 10 ani. Dacă mai departe se tornoliște. Pentru că se spune viața cel mai bun profesor. Ceea ce apreciez la ei, în afară de simțul datoriei, onestitatea este tăria caracterială. Că au fost îngrămădiți, nu vă închipuiți ca și mine, am dat cu subsemnatul și am fost absolviți, ajunge pe bună dreptate. Lumea scrie, asta e un drept care vine încă din antichitate, probabil, dacă am învățat să scriem. Un citit e mai greu acum. Eu le mulțumesc. Avem șansa unei echipe totuși cu experiență în primărie, deși nu suntem mulți. Există suficientă solidaritate și capacitate de autoreglare. Adică nu stăm toată ziua să ne uităm chiorești unul la altul, ne mai vedem și de treabă. Le mulțumesc ca și ceilalți echipieri și am încredere în continuare. Atât, mulțumesc. Dacă îmi permite, domnul consilier, ca să îmi supe la frază. Dacă îmi permite cumva. Da, deci cuvânt. Aș vrea să aduc totuși la cunoștință, domnul consilier, că până acum câțiva ani de zile era o activitate mai ușoară, să zic așa, la sectorul ăsta agricol, în sensul că să lucra pe niște activități tabu. În ultimii ani de zile s-a întâmplat să se identifice în actul de proprietate a cetățenilor majoritatea titlurilor de proprietate, actul de proprietate, o multitudine de greșeli. Acum, Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Bacău, aproape că putem vorbi, o să aud eu, putem vorbi ca și un stat în stat, au o grămadă de hotărâri interioare cu statut de lege și ne impune corectarea actului de proprietate care anterior a fost emise fără o restricție prea mare, impune corectarea lor din punct de vedere cadastral, din punct de vedere a prenumelor proprietarilor respectiv, a titularilor. Și acest lucru necesită un volum foarte mare de timp. Nu exagerez dacă vă spun, din constatarea care am făcut-o, personal. Aproape un procent, nu exagerez dacă spun, 90% din actele de proprietate ale cetățenilor au greșeli, după cum spuneam, cadastrale, de bine prenume, sau alte greșeli înscrise în acestea. Eu nu știu care am să mai activez, să zic așa, dar nu cred că se va termina într-un viitor prea apropiat corectarea acestora. Singurul lucru sau singura modalitate de a scăpa de acest impediment va fi un cadastru de la capăt, să zic așa, un cadastru general, care, după părerea mea, greu se va pune în funcțiune în zona noastră, datorită prețului foarte mic pe care îl oferă statul, știți de acea lege dată, în acest sens, la ora actuală oferă numai 80 de lei pe unitate de măsură, iar un cadastraș solicită, nu exagerez, 600 de lei, 700 de lei pe unitatea de suprafață măsurată. Ori cu asemenea preț, cu 80 de lei cât e la momentul de față, nimeni nu se prinde, cu toate că am făcut apel la dânsii, înscris, dar nu s-a prins nimeni spre ei un contract de asemenea lucrare. Ce să vă... să continui să vă spun că cred că, să zic așa, mandat, în perioada asta de a mea, nu voi reuși să termin
și ceea ce este adunat în prejurul meu, vis-a-vis de corectat actele de proprietate. În continuare, ce aș solicita Consiliului, dacă se poate și domnul primar ascultă, dacă se va putea aproba o sumă de bani ca împreună cu suma care este acordată de la stat să putem pune în funcțiune un cadastru general pe unitatea noastră administrativă. Nu mă pricep, dar cred că ar fi o posibilitate. Mulțumesc. În primul rând, să vedem dacă e legal. Eu știu că fiecare își plătește parcela lui, mai pe românește. Și noi suntem obligați și interesați să facem cadastrare pe bunurile care aparțin comunității. Dar asta e altă discuție, că intrăm într-o zonă care trebuie verificat. Se poate continua, dar altă nu apreșe. Vă mulțumim. Mai vrea cineva să ia cuvântul? Trecem la punctul numărul 10. Raport privind activitatea desfășurată la Biblioteca Comunală Bogdănești pentru anul 2019, prezintă doamna Pușcașu Sorina, bibliotecară. Aveți cuvântul. Da. Raport de activitate pe anul 2019 la Biblioteca Comunală Bogdănești. Doamnelor și domnilor consilieri, domnule primar, stimați invitați. În contextul exercitării președinției Consiliului Uniunii Europene de către România, ținând cont de faptul că anul 2019 a fost declarat anul cărții, s-a lansat odată și programul național România Citește. În baza acestui context, am încheiat cu școala gimnazială Bogdănești un proiect de parteneriat intitulat Cartea cu moară pentru suflet. Un proiect educațional ce reprezintă o încercare de a repune în dreptul cartea și biblioteca, de a le aduce în atenția copiilor și părinților, de a contribui la redescoperirea lecturii ca o plăcere, o relaxare și un vizor de cunoaștere. Dorim de asemenea, prin schimbul real de experiență dintre participanți, să-i convingem pe copii de valoarea culturală și spirituală a cărții, să-i determinăm să descopere și să înțeleagă că ele sunt rodul marilor spirite ale omenirii. În toată țara, cât și în comunitatea noastră, au fost organizate și sărbătorite evenimente, manifestări și programe artistice dedicate anului cărții. În cadrul acestui proiect, am gândit o activitate pe termen lung, intitulată Literatura în povești, tipul activității fiind Ne jucăm, colorăm, învățăm, beneficiar fiind copiii ambelor grupe de la grădiniță, coordonate de educator Cenușă Simona și educator Papancea Adina. Le-am oferit spre împrumut copiilor 23 de cărți cu povești și de colorat din colecția bibliotecii, cu diferite teme și domenii. Scopul acestei activități este de a stimula interesul pentru lectură individuală și colectivă în perioada preșcolară, în vederea apropierii copiilor preșcolari de carte și cuvântul scris, stimularea imaginației și creativității, îmbogățirea vocabularului și a modului de exprimare, precum și cunoașterea instituțiilor care se ocupă de apariția, distribuirea și păstrarea cărților. Copiii vor colora pe aceste cărți și li se vor citi povești de către doamna educatoare. Anul 2019 a început la 1 ianuarie cu Barul Caprii la Căminul Cultural, pentru prima dată desfășurat în această locație, organizat de tinerii din comunitate care au format acest grup tradițional numit Capri. În ianuarie, pe data 15, sărbătorim Ziua Culturii Naționale și ziua de naștere a poetului Mihai Eminescu. Cu acest prilej, elevii clasei a 6-a au realizat la bibliotecă prezentări PowerPoint despre viața și opera poetului, poezii ale acestuia, au pus materialul pe stick și l-au prezentat la ora de română. Dar nu numai de ziua lui Eminescu, ei au fost prezenți la bibliotecă și cu alte ocazii, realizând diferite teme la limba română, biologie, istorie și muzică, le-am oferit sprijin, suportul necesar și chiar le-am dat și idei la realizarea acestora. De Ziua Mondială a Poeziei, pe 21 martie, am mers la școala gimnazială Bogdănești și am prezentat copiilor de la clasa pregătitoare și clasa 1 cărți de poezii dedicate lor. Le-am citit câteva dintre acestea,
de autorii Otilia Cazimir și Ana Blandiana, pentru a le stârni curiozitatea, atracția spre lectură și taina minunată din lumea cărților. Bineînțeles, cărțile fiind din colecția nouă, de 2019. Pe data de 2 aprilie a fiecărui an se sărbătorește Ziua Internațională a Cărții pentru Copii. Zice, coincide cu ziua de naștere a celebrului autor de basme pentru copii, Hans Christian Andersen. O parte din elevii școlii au venit la bibliotecă și au solicitat informații despre autor, au împrumutat cărți scrise de acest autor, au audiat și vizionat povești. În fiecare lună din an am organizat expoziție de carte în bibliotecă, cu aniversări și comemorări ale autorilor și personalităților culturale, cu informații despre aceștia și cărțile scrise de ei. Fiecare expoziție de carte a fost postată pe pagina de Facebook a bibliotecii, unde avem aproape 100 de persoane care urmăresc și apreciază pagina. În luna mai, de ziua muzeilor, am postat pe Facebook un videoclip cu tot ce conține Muzeul Comunității, pentru a vedea și cei care nu au trecut niciodată pragul acestei instituții, din motive personale sau obiective, frumusețea locului, tradițiile și obiceiurile strămoșilor noștri, care vor rămâne mărturie peste timp, pentru copiii noștri și urmașii copiilor noștri. Tot despre muzeu și arta țesutului, am postat câteva fotografii cu mama soacră, zis, am fotografiat-o la război de țesut, asta n-am consemnat în raportul de activitate, dar o să vă spun verbal. În exercițiu funcțiunii cum țesea și am compus și o poezie despre țesut, asta în colaborare cu doamna Mioara Grigore, care mi-a solicitat să compun câteva versuri despre țesut și ca pentru fiica mea, fiind o poezie, s-o dea la un concurs de creație. A obținut locul 2 aceste versuri compuse de mine. Aș vrea să dau citire acestor versuri, nu ca să mă laud sau să... Dar mi-ai, așa din inspirație mi-au ieșit și ceva frumos aceste versuri. Zic eu să... Și am intitulat-o Despre țesut. Din strămoși a fost odat, tradiție de la sat, cu războiul de țesut, de femeie conceput, ce-a turdit din zori în seară, ca a doua zi să apară, covorașe și scorțele, pe placul inimii mele. Lucru fiind cu alesătură, din bumbac de fier de lână, așa a început bunica, gospodină precum furnica, de la ea a învățat mămica și apoi m-a învățat lucruri frumoase, putrudă și valoroase. M-a învățat să cos, să țes, să îmbin culorile, să păstrez valorile. Tradiție strămoșească, cei din țara românească. Astăzi nu se mai păstrează arta meșteșugului și cea a țesutului, decât în amintirea omului la muzeul satului. La început a fost femeia, apoi firul, ița și ideea. Și așa a fost odat tradiția de la sat. Cât o mai trăi bunica, mama și cu nepoțica, nu se va pierde nimica. Promovăm tradiția, îmbinăm culorile și păstrăm valorii. Am avut ca sursă de inspirație, fiind și sărbătoare Ziua Bunei Vestiri, am compus aceste versuri, le-am înmânat doamnei Mara Vigore și a trimis la un concurs de creație. Era un concurs național și mai fi un frumos loc de. Da. Dar aceasta am uitat și tot mai m-am aminte, n-am consemnat în raportul de activitate, dar dacă e cazul o să refac. Domnilor și domnilor, în instituția Casa Comunei, prin bibliotecă, Muzeul Comunității și Căminul Cultural, ne regăsim rădăcinile și originile, păstrăm și promovăm istoria comunității locale, tradițiile și obiceiurile, într-un cuvânt, patrimoniul cultural local. Biblioteca Comunală Bogdănești oferă tuturor membrilor comunității servicii de informare, studiu, educație, lectură, recreere și le permite să folosească în mod eficient informația, indiferent de formă și suport, prin acces liber și gratuit la colecțiile bibliotecii, la informație și cunoaștere. Din păcate, în ultimii 2 ani ne-am confruntat cu o pierdere masivă a populației din comunitate, prin decesele înregistrate, iar copiii sunt foarte puțini și populația îmbătrânită. De aceea, în intervalul ianuarie 2019-decembrie 2019, în Biblioteca Comunală Bogdănești au avut loc următoarele activități. S-au înscris 7 noi utilizatori,
2 elevi și 5 adulți, ajungându-se la finele anului la un număr de 229 utilizatori. Am dat spre împrumut la domiciliu și în bibliotecă un număr de 874 de cărți din diferite domenii, literatură română universală, literatură pentru copii, istorie, geografie, agricultură, atlase și dicționare. Au fost înregistrate pe tot parcursul anului 955 de vizite la bibliotecă, internet și tenis de masă, din care vizite directe la bibliotecă și internet au fost 702. Am făcut achiziție de carte, conform sumei de 3.000 RON alocată pentru bugetul instituției. Am achiziționat 187 de cărți cu factură fiscală din domeniul istoriei, din domeniul literaturii române și literaturii universale, ținând cont de aparițiile noi și cerințele publicului utilizator. Am primit o donație de 20 de cărți de la Biblioteca Județeană, iar împreună cu cele cumpărate s-au adăugat la fondul de colecție un total de 207 cărți. Am preluat și prelucrat noile achiziții, precum și donațiile prin înregistrarea lor în registrul de inventar, le-am numerotat și ștampilat, după care am așezat la raft toate cărțile, făcând posibil accesul liber al utilizatorilor. Dacă în anul 2018 am avut un fond de carte de 6.580 de cărți, la sfârșitul anului 2019, prin achiziție și donație, s-a ajuns la 6.787 de cărți. Am postat pe rețelele de socializare cărțile noi intrate în fondul bibliotecii pentru a atrage cât mai mulți cititori, precum și o parte din fotografiile ce au reprezentat activitățile și evenimentele culturale importante petrecute atât în cadrul bibliotecii, cât și în cadrul căminului cultural. Au fost solicitate, imprimate sau copiate pe hârtie un număr de 1200 de pagini folosite de elevii școlii din localitate, elevi de liceu, precum și în interesul bibliotecii, constând în referate, informații, desene, copiere și documente trimise prin e-mail. Am supravegheat și am oferit asistență utilizatorilor pentru accesarea calculatoarelor și internetului pentru găsirea datelor și informațiilor necesare. Am participat cu diferite ocazii la evenimente culturale prezentate de elevii școlii, atât la domeniul cultural, bibliotecă și școală. Am organizat și pus la dispoziție spațiul necesar de sfârșurile activităților în condiții bune, de câte ori a fost nevoie în decursul anului. Anul 2019 s-a încheiat cu premierea cuplurilor care au împlinit 50 de ani de la căsătorie, eveniment prezent de câțiva ani în viața comunității noastre, iar spre sfârșit finalizat cu tradiții și obiceiuri specifice sărbătorilor de iarnă. A fost organizată o frumoasă capă de către un grup de tineri din comunitatea noastră, obicei cu tradiție păstrat și moștenit de la strămoșii noștri. Cu prilejul sărbătorilor de iarnă și a fondului destinat acestora, sprijinim Programul Național România Citește și anului 2019 declarat anul cărții, am gândit și realizat o activitate de amploare, nu intitulată Dorește o carte, pentru toți elevii și preșcolarii de la Școala Gimnazială Bogdănești. Elevii școlii au prezentat un colaj de poezii, colinde, urături, scenete și montaje literare dedicate sărbătorilor de Crăciun și Anului Nou, atât la școală cât și la biblioteca comunală. Evidențiez prezența la bibliotecă cu prilejul sărbătorilor de iarnă a clasei a patra, coordonată de doamna învățătoare Cătălina Maricica, unde copiii au prezentat un frumos program artistic constând în colinde, scenete, cântece și dans. Copiii au primit în dar câte o carte pentru lectură adecvată vârstei lor și bucumare de pom. De asemenea, am primit în vizită la bibliotecă și muzeu ambele grupe de copii de la grădiniță, împreună cu doamnele educatoare și părinții copiilor. Copiii au colindat și au primit în dar cărți cu poveste de colorat și bomboane. Toate activitățile și evenimentele au fost fotografiate, postate și distribuite pe pagina de Facebook a bibliotecii spre vizualizarea și cunoașterea publicului. Pe parcursul anului am participat la întâlnirile trimestriale profesionale ale bibliotecarilor, organizate la Biblioteca Județeană și Biblioteca Municipală Unești. De asemenea, sigur și mențin curățenia în toate spațiile din Casa Comunei și le pun la dispoziție pentru evenimentele și activitățile desfășurate pe tot parcursul anului. În încheiere, să aibă încheiere așa mulți, puțini oameni câți vom rămâne în comunitate și cei care vor veni din urmă, avem nevoie de cuvintele marelui istoric Nicolae Iorga, care a spus: comunitatea locală care nu-și cunoaște istoria este ca și copilul care nu-și cunoaște părinții. Și avem mereu nevoie să ne întoarcem înspre rădăcini, înspre origini, ca să nu rătăcim drumul ce l-avem de parcurs. Vă mulțumesc! Mulțumesc și noi! Discuții, dacă sunt.
Aveți cuvântul. Mulțumesc. Nu o să vă rețin prea multă atenția, că deja totul este obosită. Vreau să spun că anul acesta la doamna bibliotecară Pușcașul Sorina s-a făcut mult mai vizibilă, atât în mediul online, cât și în contextul școlii. Am avut o bună colaborare pe mai multe proiecte educative, dar fiind faptul că 2019 a fost declarat anul cărții în programul România Citește, vreo România în care nu se mai citește, deoarece la nivelul Uniunii Europene România este situată pe ultimul loc în ceea ce privește piața de carte. Eu vreau să apreciez inițiativa doamnei de a achiziționa cărți și de a oferi tuturor elevilor școlii gimnaziale Bogdănești câte o carte în dar cu această ocazie. Sperăm în proiecte viitoare pentru anul acesta 2020. O felicit pentru activitate și doresc multă putere de muncă și cât mai mulți cititori. Noi îi îndemnăm o permanență la școală, în contextul orelor, să fie prezenți și în contextul bibliotecii comunale, deoarece nu avem o bibliotecă și la nivelul unității de învățământ. Și mulțumim și pentru sprijinul acordat proiectelor inițiate de noi la școală și prezentate de ele din contextul școlii. Felicitări și multă putere de muncă! Vă mulțumim. Doamna Cătăină, aveți cuvântul? Da, și eu vreau să apreciez faptul că raportul prezentat de doamna bibliotecară reflectă o paletă bogată și diverse de activități pe care le-a desfășurat anul acesta în cadrul bibliotecii, atât pornind de la împrumuturi, de la informare, de la medalioane literare, aniversări ale unor scriitori, parteneriate cu școala, activitatea online pe pagina de Facebook a bibliotecii. Personal am participat la mai multe activități, atât cu elevii clasei mele, cât și la școală când Dumnezeu a venit și ne-a prezentat activități. Deci apreciez într-adevăr o activitate bogată și diversă și interesantă. Apreciez în mod deosebit faptul că și-a propus să reînvie tradițiile vechi strămoșești din comuna noastră, legate de țesut și cusut, în care și-a implicat propria familie, soacra și soția. Ar fi de dorit și chiar i-a sugerat să caute să lărgească cercul acesta de participanți, nu doar la familie, să mai atragă și alte persoane și să creeze poate un cerc de țesut, cusut sau handmade, este la mod acum, cu diverse genuri de creație, pornind de la quilling, origami, tangram și alte, la bibliotecă, deci ar avea posibilitatea să creezi un astfel de cerc de creație. O felicit pentru activitatea deosebită, implicarea de care am dat dovadă și doresc mult succes și anul acesta. Vă mulțumesc. Cine mai vrea să ne zică? Aveți cuvântul, domnul Pular? Da. Sunt de acord cu antevorbitorii. Într-adevăr, activitatea la bibliotecă a devenit mai vizibilă. Sigur, îmi menține ideea că problema cu cititul cărților, vorba cu cronicarului, e o problemă. Acum să ne răspunde fiecare dintre noi câte cărți am citit în perioada asta. Ceea ce mi se pare interesant, că exact cum se spune, pufta vine mâncând, parafrazând, colaborând cu instituția fundamentală care lucrează cu cartea, școala, cu biblioteca școlară, cred că trebuie să vedem lucrurile în întreg. S-a progresat foarte mult pe activitatea de nișă, cum spunem. Faptul că se are în vedere conservarea patrimoniului muzeul. Doamna, dacă ne amintim, printr-o hotărâre de Consiliu, gestionează tot spațiul cunoscut sub denumirea aceasta generică,
poate mai particulară, casă comune, da? Unii nu prea înțelegeau ce aia casă comune, și așa mai departe. Și culmea că veneau din mass media, ziariști locale, în sfârșit. Am căutat să le explic de ce așa și cum funcționează. Cărmia culturală și bibliotecă. Cu atât mai mult desfidă postare pe Facebook, după câte am informații, care atacă pur și simplu biblioteca ca instituție. Biblioteca nu mai se ține în ședință de Consiliu și așa ceva. Culmea e și de asta desfid. Puteam să tac la un moment dat, dar suntem aici în ceea ce înseamnă administrația locală și e bine să se știe, mai ales că se și televizează, că merită să desfid așa ceva, pentru că am înțeles că vine la o persoană cu dosar penal și care tocmai și-a manifestat apetența față de instituția școlară în ghilimele. Eu nu dau nume aici, dar lucrurile astea pur și simplu trebuie, cum să spun eu, evidențiate tot cu ghilimele și așa mai departe. Cineva care își permite să facă asemenea judecăți de valoare, el care a cam repetat niște clase, sfârșit, nu cred că e bine să ne lăsăm pe mâna unor asemenea persoane. Și mi-asum riscul că dacă ne lăsăm pe mâna lor, păi ne merităm soartă. Ultima intervenție. Am aici o carte care este scrisă de cineva din comunitate, se numește Custodele. A avut domiciliu o perioadă de timp, până pe la 18 ani, în strada Tălpou 104. Este vorba de cartea Andrei Nanu. Într-un fel, personajul principal de aici este cel pe care l-am întâlnit în tetralogia Anotimpurilor. A fost adusă recent. Mă turistesc, că nici eu n-am citit-o. A fost lansată la târgul de carte la București, la Gaureamus, exact în perioada alegerilor prezidențiale, dacă amintesc. Personajul din primele două cărți, cred că din anul timpul, îl regăsim aici, este foarte interesant. Și am reușit să citesc. Astăzi este prefață prezentată sau întomită tot de profesorul Crăciun. Este o carte care e emisă la reflecția de sine, în primul rând. Aparent, poate mai puțin apetit, dar în momentul când nu ne mai rămâne decât lumea noastră interioară, că cea exterioară, apropo de Facebook, știm ce efecte poate avea, poate fi o soluție. O să numesc doamnei bibliotecar. Știu că vă interesează relația. Andreea a fost bine primit în comunitate și când am avut activitatea comună și are achiziții destui fan din spațiul spiritual al comunității. Și mă refer numai la cel care înseamnă granițele, poate ori. Pur și simplu, mulțumesc! Noi vă mulțumim, să mai spun cineva la cuvânt. Trecem la punctul 11. Proiect de hotărâre privind aprobarea planului de activități care se vor desfășura la Biblioteca Comunală de Bănești. În anul 2020, inițiator, Consiliul de Specialitate, Comisia de Specialitate numărul 2. Doamna Cătălina, aveți cuvânt. Da, aici avem programul de activitate prezentat pentru anul 2020 la Biblioteca Comunală. Este domnul de doamna Pușcaș și am rog pe dumnei să citească programul.
și activități pentru anul 2020 la Biblioteca Comunală Bogdănești. De altfel, l-ați avut și la MAPA, l-ați studiat, dar o să-i dau citire. Am început comisiunea bibliotecii. Biblioteca publică are pentru comunitate un rol în afirmarea tradițiilor și valorilor locale, centru important de informare, recreere și cunoaștere locală. În cadrul comunității locale, biblioteca are un rol de agent esențial în vederea achiziționării, dezvoltării colecțiilor, prezervării și promovării culturii locale în toată diversitatea ei, prin conservarea colecțiilor de istorie locală, organizarea de expoziții și cercuri de lectură, promovarea de documente de interes local, promovarea unor programe de interes pentru populație, prin susținerea și păstrarea tradițiilor locale ca factor important al comunicării. Obiective: extinderea ariei serviciilor bibliotecii, pe viitor informatizarea activităților de bibliotecă, crearea și întărirea deprinderilor de lectură la copii începând de la vârste fragede, susținere educației individuale și autodidacte, cooperarea cu alte instituții în vederea satisfacerii nevoilor de informare ale utilizatorilor și încheierea de parteneriate culturale cu scopul de promovare a lecturii și serviciilor de informare, de cunoaștere și păstrare a tradițiilor și patrimoniului local și național. Servicii pentru utilizator, permanent, oferirea de documente pentru întreaga populație, precum și accesul la lectură și universul informațional, activitate susținută continuu și permanent de-a lungul anilor, adaptarea și informația la noile cerințe ale societății actuale. Ca termen permanent, servicii de informare generală prin intermediul bibliotecarului, de îndrumare a utilizatorilor în folosirea mijloacelor de informare și asigurarea accesului liber la informație, împrumut la domiciliu și lectură la sediul bibliotecii. Termen permanent, asigurarea accesului la internet, la programe de aplicații și baze de date, conform legislației în vigoare. Asigurarea posibilității de editare și prelucrarea documentelor, asigurarea asistenței de specialitate pentru căutare pe internet și baze de date, oferirea de servicii de transfer de date, copiere pe stick, pe CD sau transmiterea pe cale electronică pentru informațiile selectate din baze de date proprii sau internet în limita dreptului de autor. Efectuarea de servicii de tipărire la imprimantă, la cerere, iar în limita timpului și a resurselor disponibile. Culegerea de informații și fișiere de pe diverse tipuri pe internet, pe tema cerută și furnizarea lor în forma aleasă. Ca termen permanent, informarea permanent a utilizatorilor și potențialilor utilizatori sau popularizarea serviciilor și a tuturor resurselor puse la dispoziția lor de bibliotecă. Soluționarea cererilor de documente pentru studiul în bibliotecă sau împrumut la domiciliu pe tot parcursul anului, înregistrarea documentelor în fișa utilizatorilor, scăderea lor atunci când se întorc din circulație și așezarea la raft a documentelor studiate. Identificare de noi surse de date bibliografice privind personalitățile în fondul de carte al bibliotecii sau în mediul electronic și completarea acestora în baze de date. Înnoirea fondului de carte cu apariții noi în accesarea publicului, ținând cont de cerințele acestora. Ca și termen pe tot parcursul anului, activități culturale educative, eficientizarea activităților biblionet prin întâlniri mai dese cu copiii, educația prin joc, învățarea și jocul în echipă, excursii imaginare în lumea poveștilor, aici am scris proiecții de film, povești și desene animate, organizarea unor zile literare, ziua de bază, ziua poveștilor sau literatura în povești, ocazie de promovare a datelor și evenimentelor importante, a personalităților culturale aniversate și comemorate în anul 2020. Promovarea bibliotecii, a cărții și a serviciilor oferite de bibliotecă prin organizarea periodică a vizitelor elevilor școlii gimnaziale la Casa Comunei, instituție care păstrează tradiția și valorile culturale și de patrimoniu din comună. Toate acestea fiind posibile prin încheierea de proiecte de parteneriat cu școala Bogdănești, dar și cu alte școli care au ca obiectiv familiarizarea elevilor în utilizarea colecțiilor și serviciilor de bibliotecă, provocarea și orientarea la lectură și informare, dar și cu alte instituții care păstrează și promovează tradițiile, arta și cultura. Termen conform calendarului cultural, ca și termen permanent, organizarea de expoziții de carte, standuri și prezentări de cărți, conform aniversărilor sau comemorărilor stabilite în calendarul cultural, ale unor personalități culturale de însemnătate locală sau națională.
orientarea și îndrumarea cititorilor către lectură, ținând seama de vârsta, pregătire și interesele individuale ale acestora. Inițierea și îndrumarea utilizatorilor și în special a elevilor în întocmirea unei bibliografii, utilizarea materialelor de referință, a referatelor și altor lucrări, utilizând ca sursă de informații internet. Promovarea imaginii bibliotecii pe rețele de socializare cu imagini de la toate activitățile desfășurate în timpul anului, promovarea fondului de carte nou existent în colecția bibliotecii pentru atracția utilizatorilor, organizarea unor manifestări culturale de amploare, întâlniri cu părinții, bunicii și frații mai mari ai preșcolarilor de a atrage spre bibliotecă și lectură, în primul rând pe ei ca adulți să determinăm să fie exemplu pentru cei mici. Reînvierea tradițiilor prin organizarea unei șezători în muzeu cu femeile din sat care mai păstrează tradițiile și obiceiurile locului. Discuții și întâlniri cu acestea care au și vor să doneze obiecte tradiționale muzeului comunității sau știu pe cineva care ar face acest lucru. În anul 2020 vom continua proiectul de parteneriat încheiat în 2019 cu Școala Gimnazială Bogdănești și Grădinița, cu activitățile de promovare a cărții, a tradițiilor, de cunoaștere și păstrare a patrimoniului cultural și local. Și în încheiere am spus planul de activități. Va fi posibil, conform calendarului cultural 2020, în funcție de evenimentele și manifestările organizate, de condițiile și posibilitățile existente, aici m-am referit la bugetul pe care îl vom avea și nu în ultimul rând, ținând cont de cerințele publicului și la comunității locale. Pe partea de, la planul de măsuri, cred că m-am referit strict mai mult la activități, iar la planul de măsuri o să propun, o să mai vin cu propunerea la Consiliul Local, trebuie îmbunătățirea aparatorii din bibliotecă, este veche, din 2013, știm că toate au fost donate de programul Biblionet și aș vrea o schimbare în căminul cultural, să facem la scenă o cortină, da, și o amenajare mai frumoasă acolo pe scenă. Dar asta am spus, dacă o să fie bugetul aprobat, dacă o să fie bani, o să revin cu un referat către Consiliul Local și preaprobare. Și bineînțeles și cu acordul domnului primar, o să mai avem discuții asupra planului din măsuri. Da. Comisia numărul 2 a dat aviz favorabil acestui program. Vă mulțumesc. Cine vrea să deschide la cuvânt? Doar o singură v-a făcut referire acolo de parteneriat cu școală-bibliotecă. Eu i-aș propune, doamne, să identificăm un grup de 3-4 elevi, 5, de ce nu? Și tot ați vorbit acolo la un moment dat că vă doriți să aduceți un grup de femei la muzeul satului, să le arătați anumite îndeletnicire ale oamenilor din trecut, copiilor, să promovăm tradiția. Haideți să începem prin a ne duce noi la Casa Bătrânului și să stăm de vorbă, culegem povești. Noi avem o revistă anuală și putem publica poveștile în revista școlii, iar obiectele, eu știu, pe care bătrânii sunt dispuși să le ofere, le putem aduce la Muzeul Satului ca să îmbunătățim, că am rămas ca cu aceleași materiale pe care le-am adus noi, obiecte vechi pe care le-am adus de la instituirea muzeului. Poate împreună reușim să inițiem și aceasta. Aici mă scriu și eu. Amintesc când merg vrând nevrând pe drumurile comunale, uneori ajung până pe lac sau ajung până în Codănești, unde merg ca la un fel de reculegere, așa, la, cred că, cea mai veche casă de acolo, care e afectată de timp, pe care mare parte. Păi aici sunt un bătrân acolo, care a murit mai demult, Rădiță, nu știu cum îi spunea. Neamcul Țăbotar. Poștoam. Poștoam. Am văzut un cadru de ușă, undeva, cred că din perioada interberică, care încă nu e terminat, cu o lucrătură încrustare interesantă. Când merg până la Bocșăneasta, merg până la drumul până la capăt.
Acolo urmez în ghilimele așa, dar nu-i spune lui Adrian Toma, zis Stalin, mă duc să-i tai stâlpi, mai departe. Are niște stâlpi sculptat în zona aia, la Falonești, la Bocșăneasca, și mai e o nișă aici care trebuie exploatată. Florăria asta veche din lemn, pe care nu o mai vedem, și mai ales urmașii noștri. Adrian acolo are niște stâlpi de stejară sculptați, au putrezit în partea de jos, oricum o să iei, o țidea la foc. Îi dăm noi lemn de foc, așa. Aici trebuie conservat, trebuie decupat și dur la muzeu, că numai asta, dar copii a doua generație, a treia generație, e păcat să fie văduvit de postizarea de înțelege ce a fost pur și simplu și ce înseamnă valoare de patrimoniu la un moment dat. Asta putem face, că nu ne trebuie fonduri mult, puțină bunăvoință. Și trebuie implicat copiii, într-adevăr, că altfel am citit în critica, în prefața la custodele, ce spune profesorul Crăciun, pe care l-a dus tot la Mecheteul Baitea, că prin ceea ce face personajul principal, imaginea de autor așa, direct, ce înseamnă, păstrător la un muzeu, da? Mai face activități de ghidaj și așa mai departe. Și în mintea autorului, prin custode, când se întâlnește cu vizitatori, le explică ce nu a fost cutare, din poza cutare și așa mai departe. Practic, îi povestește viața. Obiectele, asta este una din ideile cărții custodului, obiectele sunt puse să vorbească la un moment dat. Asta fac și obiectele din muzeul nostru, asta câte sunt. Dacă nu mai sunt intervenți, s-a votat? Nu. Ce scuze. După vot, mai am rugămintea 2 sau 3 minute să mă ascultă. Mai e cineva? Ce se pune la vot? Cine? Păi, și de asta. Comisia specializată numărul 2 din cadrul Consiliului Local, Bogdănescu, județul Bacău, propune la articolul 1. Aprobarea planului de măsuri și activități pentru anul 2020, care să prevadă bunătățirea imaginii bibliotecii și activității conform anexei care face parte integrantă din prezentul proiect de hotărâre. Articolul 2. Hotărârea va fi dusă la îndeplinire de către doamna Pușcașu Sorina, bibliotecar a Bibliotecii Comunale Bogdănești. Articolul 3. După aprobare, hotărârea va fi comunicată de secretarul general al Comunei Bogdănești Vasile, doamnei Pușcașu Sorina, domnului primar al Comunei Bogdănești și instituției prefecturii județului Bacău. Acum puteți spune. Cineva să spune la vot. Se pune la vot. Cine este pentru? Cine e împotrivă? Cine s-a abținut? Vă mulțumesc. La unitate. Mai este ceva? Absolutamente, numai 3 minute. E normal să profităm de prezența mass media aici. Și e ideea că trebuie să comunicăm cu cei din comunitate. Este ședință publică. Dacă ei nu vin aici, sigur, acesta este și rolul filmărelor. Aș vrea să comunic cu ajutorul televiziunii locale, că am început lucrările la un obiectiv de investiții foarte mult așteptat și la care muncim de vreo 2 ani de zile, de la obținerea finanțară din 2018, aproximativ de 2 săptămâni au demarat lucrările la proiectul de apă și canalizare. În prezent se lucrează în satul Filipeș, în zona stației de epurare, a stației de ridicare a presiunii. Iar în jurul datei de 15 martie, pentru că suntem condiționați de un aviz de la Poliția Rutieră, o să înceapă implementarea propriu-zisă a rețelelor de apă, 12 km, canalizare identic, 12 km, și fac un apel de reflecție la
oamenii din comunitate că va fi nevoie de o bună colaborare cu consiliul, că nu e ușor să provoce disconfort temporar, dar știm cu toate ce înseamnă această investiție. Asta înseamnă ultimul tren pentru modernizarea comunei, modernizarea infrastructurii. Mulțumesc! Mulțumesc să mă vedeți, doamnă! Mai sunt ce mă declar închisă ședința la anumitate de voturi.